La efectuarea prezenței nominale, am rugămintea să deschideți camerele pentru a fi vizibilă prezența dumneavoastră în fața acestora. Domnul Albu Adrian. Prezent. Anghel Florin. Prezent. Doamna Badea Anda. Doamna Badea. Revenim. Doamna Catone Magda. Prezentă. Mulțumesc. Prezentă și eu, îmi cer scuze. Da. Doamna Chirilă. Prezentă. Domnul Constantin Mihai. Domnul Costache Adrian. Domnul Costache Adrian. Mulțumesc. Domnul Croitoru Angel. Prezent. Prezent. Și domnul Costache. Da. Domnul Dinu Alexandru. Domnul Dinca Adrian. Doamna Enache Nicuța. Prezentă. Domnul Feroiu Silviu. Prezent. Doamna Georgescu Elena. Prezentă. Domnul Iliescu Constantin. Prezent. Doamna Iordache Florina. Prezent. Vă putem vedea? Puteți deschide camera? Da, este deschisă la mine. Vă vedem? Nu? Acum, da, mulțumim. Da. Doamna Lăzăroiu Gela. Domnul Matei Silviu. Prezent. Mulțumesc. Domnul Nedelcuț Radu. Prezent. Da. Domnul Nicolescu Claudiu. Prezent. Domnul Panaitescu Andrei. Prezent. Doamna Pașciuc Paula. Domnul Pellegrini Ovidiu. Prezent. Doamna Popescu Lenuța. Prezent. Domnul Săftoiu Claudiu. Da. Domnul Vaspuș Gabriel. Prezent. Domnul Zaharia Cristian. Mulțumesc. Ședința poate continua în condiții de legalitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna secretar. Bun. Trecem la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al sectorului 2 al municipiului București din data 26.01.2022. Doamna Lăzăroiu, apăsați submit și doamna Costache, puteți să votați? Domnul Costache? Da, nu funcționează pentru. Ok. M-auziți? Da, am auzit. Ok, atunci închideți votul. Vot pentru. Cu 26 de voturi, proiectul a trecut. Bun, mai departe să votăm ordinea de zi. Dați drumul la vot pentru ordinea de zi. Doamna Georgescu, doamna Lăzăroiu, apăsați, de fapt, votați. Bun, cu 26 de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Mai departe, suplimentarea ordinii de zi. Ok, dați unul la vot.
cu 26 de voturi, proiectul a fost adoptat. Înainte de a trece la proiectul numărul 2, domnul Zaharia, vă rog frumos. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau să vă rog, înțelegând mai devreme solicitarea colegei mele vis-a-vis de interpelări, vreau să vă rog dacă se poate să supuneți la vot doar pentru a se exprima prin vot decizia dumneavoastră ca interpelări să fie la sfârșit. Și solicit acest lucru întrucât sunt o serie de interpelări care ar trebui susținute înainte de aceste puncte și totodată întrucât în ultimul timp domnul primar a făcut un obicei de a pleca mai devreme, astfel că nu mai prindem pentru comunicare. Vă mulțumesc mult. Eu am plecat tot timpul după închiderea ședinței. Cred că o dată sau de două ori am plecat mai devreme, dar nu este nici pe departe un obicei și promit să stau până la final. Nu e niciun fel. Ok. Vă solicit în continuare, domnule președinte, să trecem prin vot această decizie a dumneavoastră. Vă mulțumesc. Ok, atunci. Propun să supunem la vot această solicitare de interpelări la sfârșitul ședinței. Eu le solicitam la începutul ședinței, okay. Logic. Bine, interpelări la începutul ședinței. Dați drumul la vot. Doamna Andabadea, doamna Chirilă. Ok, 19 voturi pentru interpelare la începutul ședinței. Vă mulțumesc. Asta înseamnă că putem să susținem interpelările, da? Sigur că da. Cine are interpelări, vă rog. Paula. Bună ziua! Am solicitat în ședința trecută celor doi viceprimari să ne informeze cu privire la direcțiile pe care le au în subordine. Am primit răspuns atunci verbal din partea domnului viceprimar, iar doamna viceprimar ne-a promis că ne va răspunde în scris. Nu am primit acest răspuns și doream să întreb încă o dată, să întreb verbal pe doamna viceprimar dacă poate să ne comunice ce are în subordine, ce direcție are în subordine. Mulțumesc! Bună ziua, doamna Pașciuc. Am Poliția Locală, Direcția Generală de DGSPC-ul și Centrul Teritorial Veterinar. Mulțumesc. Nu, la mine nu a ajuns. Eu am văzut ultimul amendament al domnului primar cu privire la buget. Bine, atunci poate ajunge și la mine. Mulțumesc. Ok. Nu, chiar nu am primit. Chiar am verificat expre că de aici. Aș vrea să completez că ele vor fi reflectate și pe site. Am avut o discuție în acest sens și vor fi reflectate și pe site-ul primăriei sectorului 2. Deci nu e nimic de ascuns aici. Și dori și scris. Mulțumesc. La revedere. Ok, alte interpelări? Domnul Zaharia? Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu vă auzim. Gata? Vă mulțumesc. O primă problemă ar fi vis-a-vis de solicitarea pe care am avut-o, domnule primar, și m-a sfătuit să o fac în scris. Am făcut-o și în scris, dar tot fără efect, întrucât nici astăzi nu am primit răspuns la solicitarea mea vis-a-vis de activitatea firmei de avocatură Firon Bar și restul titulaturii. Înțeleg că este înregistrată cu un număr în data de 31.01.2022. Întrebarea este când voi primi de la direcția juridică un răspuns vis-a-vis de această solicitare.
Cât se poate de repede, va trebui să vedem care din aceste informații, ați cerut destul de multe informații și nu mi este foarte clar care din ele pot fi transmise. Odată ce ne lămurim care informații intră sau nu intră sub incidența nu știu, secretului comercial și așa mai departe, nu avem nimic de ascuns, o să le primiți împreună cu explicațiile de ce nu ați primit acele informații, conform legii, evident. Vă mulțumesc și aștept în continuare. Doamna Popescu? Al doilea... Scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Al doilea, dacă dorește doamna Popescu? Nu, prima dată termină... Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez astăzi este despre transparență și despre politizarea instituției. Înțeleg că avem începând de astăzi un nou city manager, din câte am înțeles. Vă felicit. Vă felicit cu... Mulțumesc mult! Nu, vă felicitam ironic, domnule primar, pentru faptul că politizează această instituție. Și eu vă mulțumesc tot ironic. Și că aduceți din ce în ce mai mulți colegi din camarila de partid. Acum, întrebarea mea este de ce vin acești fost colegi, vorbesc de la doamnă Elena Tudose. Nu știu dacă vine cu tot cu apă caldă sau vine doar pentru intenția de a fi apă caldă în sectorul 2, dar poate o atenționați că e o problemă mare și chiar avem nevoie de aportul dânsei, că până la urmă cu asta s-a afirmat, își dorea apă caldă. Observ, apropo de prezența dânsei, că prepostarea dumneavoastră este și felicitată de domnul Barna, o nouă formă de ipocrizie în condiție în care vine de la cabinetul dânsului și prietenul dumneavoastră cu care mâncați mici pe la terase, când trebuia să stăm toți în casă. Da, aveți și susțină că ați pliniat. Doar e o formă de continuitate a procedurii dumneavoastră de a-i aduce de a vă aduce colegii de partid în primărie. Doamna Luiza Serabian, acum câteva luni, iarăși ocupa un post fără transparență și fără a sublinia, neexistând, mai țineți minte discuția, neexistând un concurs public pe site-ul primăriei, permisându-și în același timp să baneze colegii din Partidul Social Democrat pentru libera opinie pe site-ul primăriei și pe punctul de socializare. Și vreau să vă mai întreb ce vreți să faceți dumneavoastră. Uitați, mai aveam o poză aici cu doamna Serabian când era alături de dumneavoastră pe la dezbaterile publice, că contestați că e colegă de partid la un moment dat. Și văd că stătea acolo omul Paspușin, umăr în umăr și cu dumneavoastră pe la primărie. Vreau să vă mai atrag atenția. Lucru care m-a surprins, cireașa de pe tort. Și chiar vreau să vă întreb dacă aveți cunoștință aveți cu siguranță, dacă puteți să exprimați pe în cadrul acestei ședințe. Vreau să vă întreb dacă din directorii din subordine mai aveți noi colegi de partid. Înțeleg că doamna Raluca Barbu vă e colegă și spre surprinderea mea, dumneavoastră blamați, dar astăzi înțeleg că și domnul director și domnul director de la ADP, Alin Drugău, vă este coleg de partid. Vreau să știu, pare hilar și pe noi ne-a surprins total acest lucru și vreau să vă întreb cu da sau nu dacă este adevărat. Vă mulțumesc. Sau poate ne spune domnul director fiind în sală. Vă mulțumesc. Vă rog. Bun, inițial intenționam să credeam că e ceva serios, dar când văd că dumneavoastră nu... Eu vă întreb serios, dumneavoastră puteți să mă luați în glumă. Mă satisface și un răspuns cu da sau nu în glumă. Înțeleg că dumneavoastră nu sunteți serios. Deci, haideți să le luăm pe rând. În ordine inversă. Domnul Drugău nu ne este coleg de partid, nici nu știu să fie aplicat pentru așa ceva, cu atât mai puțin să fie acceptat drept coleg de partid. Nu mi-ar da prin cap vreodată să cer cuiva să devină coleg de partid în niciun fel. La cum arată comunicarea din prezent cu domnul Drugău, nu v-aș crede chiar.
în totalitate. Vă mulțumesc. În ce sens nu ați crede? Când vă zic că nu este, n-a aplicat, puteți, sigur, să spuneți ce vreți dumneavoastră. Eu nu v-am întrerupt, v-am lăsat să finalizați. Îmi cer scuze. Deci, domnul Drugău, nu, după cunoștința mea, nu a aplicat. M-aș îndoi profund să aplice. Nu cred că are această intenție. Nu cred însă că partidul nostru l-ar accepta pe domnul Drugău, coleg de partid. Nu primarul acceptă sau nu acceptă colegi noi de partid. Este un birou local al filialei care, dacă mă întrebați acum și ar fi să ghicesc, nu cred că l-ar accepta pe domnul Drugău ca fiind membru de partid, desigur, nefiind aceasta decizia mea. Doamna Raluca Barbu, de asemenea, nici dumneai nu ne este colegă de partid, din cunoștințele mele, din ce știu eu, nu ne este colegă de partid. Nu știu, n-am auzit, eu din câte știu nu. Apropiați membri ai familiei dânsei, vă sunt sau nu membri de partid? Posibil, n-am această idee, e posibil să fie, dar nu înțeleg care-i povestea, în sensul că până la runda spița 17, înțeleg că ați vrea dumneavoastră să verificăm oamenii și să vă dăm dumneavoastră raportul. Nu vă dăm dumneavoastră raportul până la spița 17, nici noi nu-l facem. Că noi nu judecăm oamenii după cine sunt părinții lor, poate, nu știu dacă este corect să facem acest lucru. Deci, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, doamna Barbu, ca ați închis microfonul. Doamna Serabian este colegă de partid de mult timp. Doamna Serabian a participat la un concurs foarte dificil, care a fost publicat și este publicat și poate fi consultat chiar și acum. Am cerut departamentului IT să publice toate anunțurile de angajare de la începutul mandatului meu până acum, ceea ce nu se făcea înainte. Nu se publicau toate decât nu de la începutul mandatului. Se ștergeau după un timp. O să vă rog să cereți cuvânt. Vă rog frumos. Da, Pașuc, știu, vă place să întrerupeți, să faceți aici o dezbatere de asta care să nu mai aibă niciun sens. Dar vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Deci, acel concurs a fost publicat, au participat 7 persoane, dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel, să nu greșesc, pentru că n-am văzut eu exact. Am întrebat după. Un concurs pentru un post de consilier la comunicare temporar. Atenție, temporar. În locul unei persoane care se afla în concediu de maternitate. Acela a fost concursul pe care doamna Serabian l-a câștigat. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este dreptul oricui să facă acest lucru. V-aș întreba pe dumneavoastră, așa cum mă întrebați, câți membri PSD lucrează în primăria sectorului 2? Vă rog. În cazul în care lucrează, sunt membri vechi în timp și nu cred că au fost impuși politic, cum faceți dumneavoastră în renumărate rânduri. Mă scuzați? Eu n-am impus pe nimeni politic. Oamenii care au venit în mandatul acesta prin concurs, pe posturi din primărie, au dat concurs pe bune, cu toții. Eu am adus în discuție numele doamnei Serabian, pentru că nu există acel concurs. Există acel concurs. Și o să vă rog să vă cereți scuze public pentru această minciună pe care ați spus-o. În secunda în care îmi demonstrați că pe site există acel... V-am demonstrat de prima dată de când ați cerut. Nu ați demonstrat, vă rog frumos să nu dezinformați. Informații. În cazul în care faceți dovada că există, că a existat acolo, eu o să-mi cer scuze negreșit. În regulă. Mai departe, mai aveți un nume, tot la impuse politic. Mă rog, că nu impuneți dumneavoastră, că voi impune domnul Barna, e altă discuție, dar vă rog frumos să tratăm și cel de Vă voi ține minte data viitoare. Da? Bun. Acum, revenind la Elena Tudose, sunt foarte, foarte bucuros să am un asemenea profesionist alături de mine în echipa de la Primăria Sectorului 2. Nu a fost trucat vreun concurs sau ceva de genul ăsta. Este un om foarte valoros. Ia numire directă. Iarăși dezinformați. Nu se pune problema de trucat concurs. N-am spus asta la dreptul dânsei. E vorba deci de numire directă. Deci am dezinformat. Nu, eu doar întrebam dacă este vorba... Nu te-am dezinformat, că asta a spus, că am dezinformat. Duceați ideea de concurs. N-a spus nimeni că e vorba de concurs în cazul dânsei. Dumneavoastră a spus mai devreme dezinformând despre angajări fără concurs. Deci nu este vorba de niciun concurs, este administrator public. Sunt extraordinar de bucuros să o am în echipă, să colaborăm mai departe pentru atragere de fonduri europene, pentru că a lucrat la programe de finanțare...
din punctul meu de vedere, este, are un doctorat în administrație publică, a lucrat în reformarea administrației publice și este o persoană cu care sunt convins că vom face treabă foarte bună. De altfel, aș dori să-i dau și cuvântul, pentru că este aici cu noi în sală și o să vreau să-i dau cuvântul. Vă mulțumesc. Vă rog să se prezinte, ne-ar face plăcere să o cunoaștem. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru oportunitate, domnule Zaharia, chiar speram să am această... Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, speram să am și chiar vă mulțumesc sincer să am această oportunitate de a explica și la un microfon o fotografie pe care am văzut că o aveți în față într-un dosar. Să știți că e foarte greu de 2 ani de zile să fii omul care inventează și descoperă apa caldă. Nici n-am inventat, nici n-am descoperit apa caldă. Nu vreau să comentez foarte tare contextul în care a apărut acel mesaj. Îi mulțumesc frumos domnului primar pentru încredere. Vă asigur de toată deschiderea și disponibilitatea de a sta jos și a discuta lucruri concrete, fezabile și realiste. Dacă tot ați invocat chestiunea apei calde și mulțumesc că ați trecut secvențial prin CV-ul meu, dincolo de faptul că am fost șeful de cabinet al domnului Barna, așa cum ați precizat. Anul trecut am ocupat poziția de secretar de stat în aparatul de lucru al viceprim-ministrului și am coordonat elaborarea PNRR la nivelul ministerelor de linie. Am un doctorat în management public. Întâmplarea face cu aplicabilitate în domeniul serviciilor comunitare de interes public și mi-am dedicat cam 7 ani din viață ca să studiez ce fac alte țări europene și nu numai în materie de management al serviciilor publice. Am insistat și aici domnul primar poate să confirme, chiar dacă termoficarea nu este un serviciu public care intră în totalitate în competențele primăriei de sector, am această ambiție ca inclusiv pe chestiunea serviciului de termoficare, pentru că, repet, nu am inventat. Din nefericire, n-am reușit să inventez apa caldă. Și cred că niciunul dintre noi nu poate să facă acest lucru, dar am această ambiție ca în măsura în care vom putea și în măsura limitelor competențelor primăriei sectorului 2 să reușim să facem un pic mai bine în ceea ce privește calitatea acestui serviciu pentru locuitorii sectorului 2 și există niște planuri concrete în această direcție. Pe unele dintre ele cred că le știți chiar mai bine decât mine, apropo de punctele termice și transferul lor și implementarea acestei soluții pentru a suplini cumva chestiunea serviciului de termoficare și a parametrilor slabi în care el se furnizează. Va exista un proiect cu finanțare europeană prin programul operațional de infrastructură mare pe zona de termoficare la nivelul municipiului București, care are 2 tronsoane care trec și prin sectorul 2. Nu știu exact cât timp aveți la dispoziție, dar putem să povestim destul de mult despre apa caldă. Cred că este suficient. Mulțumim. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie. Domnul președinte, continuare okay. Mai mergem mai departe, doamna Popescu. 2 secunde, drept la replica pentru doamna Zaharia. Vă mulțumesc, vă felicit, stimată doamnă. Dacă nu ar fi o promovare și o impunere strict politică, vă spun sincer că v-aș felicita pentru această poziție. Apreciez totuși transparența pe care domnul primar nu mai afișează de ceva timp. Apreciez totuși transparența dumneavoastră și asumarea faptului că veniți din cabinetul domnului Parna. Apreciez că v-ați ocupat cu fondurile europene, ați lucrat la acest lucru, întrucât știm cu toții și domeniul de activitate al domnului Barna. Sperăm totodată să aduceți apa caldă în sectorul 2. Fără pic de ironie, cred și sper că ar fi un prim punct al dumneavoastră, dat fiind faptul că așa ați pășit. Vă amintesc că ați votat împotriva asta, aducerii apei calde în sectorul 2. Mă întrerupeți, domnule primar. Vă mulțumesc mult. Și vreau să vă întreb, ați enumerat mai devreme niște lucruri pe care vă propuneți, înțeleg că vă propuneți să le faceți în această administrație publică locală, corect? Întrebarea mea este, în contractul sau nu știu
nu știu ce stă la baza numirii dumneavoastră. În contractul dumneavoastră, domnul aveți Zahari, evidențiat, era aveți... Poftim? Era drept la replica, nu întrebări. Domnule președinte, pot să închid drept la replica și să-mi reau ideea după ce vă știe colega mea. În cazul în care vă luați teme de la domnul primar, mă scuzați pe mine. Trebuia să-mi spuneți de la începutul lucrul ăsta. Vă șurpește la ureche și săriți așa. Haideți să ne respectăm. Și să închei, doamnă, vreau să vă întreb concis. În acel contract pe care îl aveți cu primăria sectorului 2 sau ce-o fi, ce formă de numire, care este contractul care vă leagă, aveți o asumare exactă vis-a-vis de ceea ce vreți să veniți cu plus în sectorul 2 sau ceea ce vreți să faceți? Dați-mi și mie un singur exemplu. Ideal ar fi cel mai important. Vă mulțumesc. Este o asumare exactă, este o asumare măsurabilă, este o asumare pe obiective care au indicatori de îndeplinit. În măsura în care nu vreți să consumăm timpul acestei ședințe, stăm cu contractul în față și vi le arăt toate. Nu este cazul. Vreau, dacă se poate, o asumare publică astăzi, pe care îl vreți dumneavoastră, orice punct pe care vreți dumneavoastră să-l asumați, atât, scurt. Păi vorbeam despre obiective de investiții și atragerea de finanțări nerambursabile. Nu spun fonduri europene, pentru că fondurile europene sunt o parte din finanțările nerambursabile care sunt disponibile pentru autoritățile publice locale și am stabilit acolo un obiectiv de 50 de milioane de lei, care asta înseamnă 10 milioane de euro. O să vedem, aveți la dispoziție un interval prin care să-l evaluați, să-l... Apreciez și vă mulțumesc. Exact aici vreau să ajung și exact asta vreau să aud de la dumneavoastră. Vă mulțumim pentru intenția de a ne ajuta. Doar încercam să evidențiez trasabilitatea banilor guvern, primărie, cine știe unde, printr-un om venit de la guvernare, direct în administrația publică locală. Vă mulțumesc mult, doar atât vreau să vă... Ok, mergem mai departe. Doamna Popescu? Da. Pot să vorbesc? Vreau să mă adresez în primul rând domnului primar. Acum 2 luni de zile mi-aduc aminte și știu foarte bine că Partidul Social Democrat a votat acel proiect școală după școală. Proiect care nu a fost votat de consilierii Partidului Național Liberal, este fiind un proiect din mandatul trecut și este un proiect foarte bun, consilierii Partidului Social Democrat a votat acest proiect și trecând cu votul nostru. De ce vreau să vă întreb, domnule primar? De 3 săptămâni de zile, vreau să vă întreb decât atât, care este stadiul acestui proiect, în ce stadiu se găsește la acum, pentru că de 3 săptămâni de zile, la Inspectoratul Sectorului 2 la Învățământ, sunt chemați directorii din unitățile de învățământ, în prezența doamnei Ceama, dacă nu mă înșel, actuala inspector, coordonator Sector 2 Învățământ, în prezența domnului Eugen Ilea, președintele Asociației Părinților de Țară sau de pe municipiul București, impunându-se un contract pentru hrana caldă. Domnii directori din unitățile de învățământ sunt foarte necăjiți, foarte mulți dintre ei, sau chiar toți, au refuzat, spunând că noi, primăria, trebuie să decidem și că, într-adevăr, este proiect care se va ridica pe SECAP și va fi luat de acolo orice ofertă. Dar nu numai atât. Domnul Ilea își permite, eu știu că acel proiect trebuie să venim cu anumite modificări la el. În ceea ce mă privește, am înțeles regulamentul de aplicare. Și domnul Ilea trimite contracte prin unitățile de învățământ, nu știu dacă a ajuns și la DGAP, inclusiv cu mesele ce le oferă la copii, masa caldă. Și spune așa, bună ziua, având în vedere că în ședința de pe 2 februarie, adică de astăzi, se vor face modificări ale regulamentului privind acordarea suportului financiar din partea primăriei sector 2, vă transmitem încă o dată propunerea de meniu și contractul, astfel încât din 7 februarie, știe și data, să se poată înceapă acest program. Pentru mai multe lămuriri, Eugen Ilea, președintele FNAPP, 0774 și numărul de telefon. Mulțumesc. Domnule primar.
Eu nu am cunoștință despre lucrurile pe care le spuneți dumneavoastră în acest moment. Nu controlez, nu am în subordine inspectoratul, nu am cum să nici măcar de acolo să cer un punct de vedere, dar l-aș ruga pe domnul director general de la DGAPI să spună dacă dumnealui are cunoștință despre aceste lucruri. Vă mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc pentru cuvânt. Proiectul Școală după Școală este un proiect foarte bun și este din interesul copiilor și părinților din sectorul 2. Cu siguranță el va fi un proiect de succes și vom face tot ce este nevoie din partea noastră să devină un proiect de succes, dar este o procedură de achiziții pe care toate unitățile de învățământ o să ne asigurăm că o vor respecta și va trebui să respecte tot ce înseamnă procedura de achiziții publice, legea 98. Mai mult de atât, nu știu, zvonuri de genul ăsta tot auzim, dar legea este una pentru toți și trebuie să o respectăm. Mai mult de atât, nu știu ce să vă spun. Domnul director, iertați-mă, este zvon sau nu? Trebuie să venim cu un nou proiect să modificăm regulamentul? De unde știe domnul Ilea? Noi nu am participat la niciun întâlnire. Nu, vă întreb atât. Trebuie să venim cu un nou proiect prin care modificăm regulamentul? Aici trebuie să intervin eu, doamnă. Da, avem de gând să modificăm regulamentul, dar după cum vedeți, nu este pe ordinea de zi a ședinței din 2 februarie, pentru că este un proces laborios. Posibil să știe multă lume din acest aparat că acest regulament, că se lucrează la modificarea acestui regulament. Dar, nu știu, după cum vedeți, repet, nu se află pe ordinea de zi de astăzi și nu se află nici măcar într-un stadiu relativ apropiat de a fi votat. Mai avem de muncă la el. Deci, de acord cu dumneavoastră, dar acest domn știa foarte clar ce trebuie modificat. Mulțumesc. Doamnă, sunt multe lucruri de modificat. Nici eu nu le știu pe toate. Nu știu dacă domnul știe mai bine decât cel care pune pe ordinea de zi, deci nu știu exact. Sunt foarte multe lucruri de modificat, încă ne consultăm cu departamentul juridic, încă ne consultăm cu unitățile de învățământ, încă nu avem o formă finală. Deocamdată forma finală este departe. Mulțumesc frumos. Mulțumim, domnul Gârbu. Ok, alte interpelări? Domnul Zaharia. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule primar, vreau să trec peste subiect. Doar că sunt bombardat de colegii dumneavoastră de partid cu aprecieri la adresa doamnei nou numită în funcție și vreau să vă întreb întrucât postul City Manager Florescu sau a fost plătit din bani publici, de ce nu ne pune și nouă la dispoziție raportul de evaluare al dânsului? Să știm și noi ce a greșit, ce n-a greșit, care e treaba cu dânsul. Și de raportul de activitate, îmi cer scuze, mulțumesc colegii mele. Mi-amintesc că acum un an și pe dânsul l-ați prezentat exact cum prezentați pe prezenta doamnă, tot cu aprecieri și cu asumări până în pânzele albe. Asta înseamnă că ceva s-a schimbat pe parcurs, dincolo de faptul că ați găsit un om mai competent. Haideți să vedem, dați-ne și nouă raportul de activitate, să știm și noi cu ce a făcut, ce n-a făcut și ce s-a întâmplat. Sau vă ajut cu o întrebare în cazul în care o să-mi spuneți că raportul o să-l am în 30 de zile în scris. Vreau să vă întreb, are vreo legătură faptul că dânsul a plecat pe un post de consilier, înțeleg ceva de genul ăsta, l-a transferat pe un post de consilier, îl pregătiți pentru altceva, îl băgați în altă parte, în altă subordonată a primăriei? Domnul Florescu a avut un contract de management de un an, care a fost dus la bun sfârșit. Are un raport, are o evaluare la finalul acestei perioade. A avut un raport de evaluare bun. Nu e acel raport de evaluare? Îmi cer scuze că vă trup. Mă scuzați, nu știu în acest moment legislația privitoare la datele cu caracter personal și care este interesul legitim pe care l-am putea identifica sau nu. Nu zic că e într-un fel sau altul, dar dacă aș fi știut întrebarea asta, aș fi venit pregătit din punct de vedere legal. Nu știu dacă pot să vă dau acest raport de activitate, ținând cont de faptul că este vorba de date cu caracter personal în mod evident și că faptul că este plătit din bani publici, așa cum sunteți și dumneavoastră plătit din bani publici, nu înseamnă că se poate cere un raport de activitate, că vă pot cere un raport de activitate și că dumneavoastră puteți să mi-l dați.
Deci va trebui să înțeleg în ce măsură un astfel de raport poate fi publicat, are nevoie de acordul persoanei sau nu, așa că mi-e greu să vă răspund. Dacă mi-ați fi zis dinainte, eram pregătit astăzi. Domnule primar, întrucât m-ați zgâriat pe creier și în prima afirmație și acum când ați conchis, nu știu cum sunteți dumneavoastră obișnuiți să primiți întrebările mele în prealabil. Cine vă obișnuiați să vă spună ce urmează să vă întreb eu? Asta odată. Nici nu trebuie să-mi răspundeți. Doi, vă anunț că noi consilierii, absolut toți consilierii, depunem anual raport de activitate. Deci, conform legii, bineînțeles, vă mulțumesc, domnule Ferăiu. Deci, acest procedeu al dumneavoastră de a ascunde în continuare și de a dezinforma devine din ce în ce mai elocvent. Adică putem să vedem cu toții că vă ascundeți în formă continuă în spatele acestui GDPR și încercați mereu să ne ascundeți lucruri. Ar fi cazul cum înainte de campanie sau tipul campaniei, înainte să ocupați acel scaun, militați pentru transparență, lucru care astăzi vă este, termen care astăzi vă este dușman, o să lămuri imediat când ajungem la buget. Suntem cea mai transparentă primărie din București. Cred că glumiți sau sunteți direct ipocrit. Deloc. Este făcut de două studii independente, arată acest lucru. Incredibil asta. Dacă e făcut același studiu cum l-ați făcut și în cazul Deloitte-ului, iarăși ridicăm să ne întrebare. Păi dacă sunteți dumneavoastră atât... aveți studii mai bune decât Deloitte-ul, dacă dumneavoastră sunteți... faceți niște studii cu cine trebuie să iasă ce trebuie, nu? Nu, făcea referire la faptul, făcea referire la momentul în care Deloitte-ul v-a dus un raport și dumneavoastră l-ați măzluit cu... Vă rog să vă măsurați cuvinte. Nu mi le măsur deloc, vă spun sigur. În fine, întrebarea mea vis-a-vis de completarea pe care v-ați o aduc vis-a-vis de transparență este, dacă tot militați și tot spuneți că sunteți în continuare transparent, cum se face că în acest an nu a existat dezbatere publică pe buget? Sunt dumneavoastră, alături de colegii dumneavoastră v-ați spus și domnul Alexandru, mandatele trecute, aruncați primăria în aer cu fel și fel de acuze și trebuia dezbatere publică și pentru o cărămidă schimbată dintr-o parte în alta. De ce astăzi nu mai avem deloc această manifestare a transparenței în cadrul primăriei sector 2? Vă mulțumesc din nou. Domnule primar. Bun, aș vrea în primul rând să știu dacă sunt ultimele întrebări ale domnului Zaharia, pentru că aș vrea să mă asigur că terminăm la un moment dat. Că nu mai vorbesc. Vedem ce alte întrebări se nasc, domnule primar, că nu suntem aici. Nu o să vă anunț eu înainte ce vreau să vă întreb. Sunteți obișnuit cu abordarea asta din nivelul partidului dumneavoastră. La noi nu se procedează așa. Vă mulțumesc. Putem dialoga la nesfârșit dacă un dialog constructiv. Și eu cred că pentru cetățenii sectorului 2, termenul de transparență este o țintă constructivă. Vă mulțumesc. Să știți, domnul Zaharia, pe care o să mergem mai departe. Scuze, domnul președinte, vă foarte scurtă întrerupă ce spunea domnul Zaharia, dar să știți că în ședința Comisiei de Buget Finanțe, colegul dumneavoastră de partid de la PSD îmi cerea să nu mai pun întrebări în timpul ședinței și să le adresez numai în scris. Deci poate vă mai informați cum se procedează la PSD sau, mă rog, poate aveți o practică neunitară. Dar după cum vedeți, eu voi răspunde la toate întrebările pe care le adresează domnul Zaharia după ce a terminat de adresat. Mulțumesc. Da, cum este dumneavoastră obișnuit un joc de șah, dar mă rog. În primul rând, domnule președinte, n-ați dat dreptul la comunist și n-am avut plăcerea să recunosc vocea care l-a întrerupt pe domn primar, nu pe mine. Cine? Nu v-ați spus. Am înțeles. Era un drept de replică pentru dumneavoastră, domnul Zaharia. Și scuze de întrerupere. Ați terminat? Dacă era domnul Vaspușin, îl informez că eu mă refeream la o dezbatere publică. Nu vorbeam despre și cum nu obișnuiesc să vorbesc despre colegii de partid. După cum ați văzut mai devreme, nu am menționat nume și nu am spus că cineva m-a interpelat pe mesaj. Respect asta în interiorul dumneavoastră și pentru integritatea dumneavoastră. Mă repet, vorbeam doar și numai de dezbaterile publice pe care dumneavoastră le cereați și militați cu tot efectivul de partid chiar în această sală pentru fiecare lucru din cadrul primăriei. Astăzi vorbim și urmează să votăm un buget local ascuns în capitole, pentru că și asta s-a transformat într-o practică, dar vorbim când ajungem la acel punct,
și nimeni nu mai cere dezbatere publică, nimeni nu mai vrea interpelări și nimeni nu mai vrea disecarea acestui buget. Înțelegeți, domnul Vaspușin? Și acum îi dau plăcerea domnului primar, mă opresc din întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tare mult. Dar aș vrea să încep prin a vă da dreptate. Așa este. Aveți dreptate. Nimeni nu mai cere dezbatere publică și ăsta e și motivul pentru care nu o avem. Pentru că n-a cerut nimeni. Deci PSD-ul a uitat să ceară dezbatere publică. A fost pus, bugetul a fost pus în consultare publică. Pentru prima dată în istoria acestei instituții a fost pus și Excel-ul în așa fel încât să se poată face analize de date comparative. Deci n-au fost puse doar scanuri după foi, cum se făcea în mandatele trecute. De data asta am pus bugetul în format electronic, în format de date deschise, în așa fel încât să poată fi analizat ușor de către toți cei care vor să-l analizeze. Dar nu am avut cerere de dezbatere publică. Ok, mulțumesc. Din acest punct, cel puțin până la convocarea ședinței de Consiliu Local. Din acest motiv, pentru că nu am avut cereri, și da, în mandatele trecute, USR-ul, când era în opoziție, își făcea temele și cerea dezbatere publică, dar PSD-ul vrea să facă doar niște chestii din vorbe acum în ședința de Consiliu, dar fără să-și facă temele înainte. Ăsta este motivul. Dacă nu s-a cerut dezbatere publică, probabil faptul că l-am publicat așa cum este corect, cum este legal. Și mai mult decât atât, l-am pus în format de date deschise, ceea ce primăria n-a făcut niciodată, probabil că a fost suficient de clar înțeles. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, domnul președinte, aș vrea mulțumesc, domnule președinte. Domnule primar, apropo de transparență, nu trebuia cetățenii sectorului 2 trebuia să participe la această dezbatere privind bugetul, nu PSD-ul. Corect? Dacă voiau. Dacă cereau această dezbatere publică, am fi putut organiza. Dumneavoastră spuneți, în mandatul trecut a fost în dezbatere publică în fiecare an și lucrul ăsta știți poate. A fost cerută dezbaterea publică. Poftim? Anul trecut. Nu. Mandatul trecut a fost cerută dezbaterea publică. Da, s-a dezbătut public și acum trebuia la fel, trebuia o dezbatere publică, dar să depășim acest moment. Totuși, astăzi avem proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al sectorului 2, la punctul 2 pe ordinea de zi. Am înțeles că colegii de la USR și PNL au depus cerere de demisie din consiliile de administrație ale școlilor. Nu știu în ce n-a apărut încă public acest lucru, dar asta e ofentarea a legii între ghilimele în termeni sportivi. Astăzi, ca să vi se voteze bugetul, și noi îl votam fără nicio problemă, pentru că primăria sectorului 2 și sectorul 2 are nevoie de un buget. Fără doar și poate. Dar dumneavoastră ați sfătuit consilierii PNL și USR să-și dea demisiile din acele consilii de administrație ale școlilor din sectorul 2, pentru care nu suntem toți membri în aceste consilii de administrație. Și încă o dată vă spun, e ofentarea legii. Dumneavoastră astăzi vă dați demisia din vorbesc de consilieri și propuneți vineri o ședință de îndată ca să-i repunem înapoi în funcție. Păi ce facem? Ne jucăm cu legea? Da, mie mi se pare strigător la cer. Ori suntem consilieri locali și mie mi se pare o aberație ceea ce adresa am primit de la ANI, mi se pare total o aberație. Și această reglementare trebuie statuată printr-un proiect de hotărâre la nivel guvernamental sau la nivel parlamentar. Deci până acum, și o întreb și pe doamna secretar, până acum noi nu am avut probleme cu această speță. Niciodată, niciun consilier nu și-a dat demisia dintr-un consiliu de administrație, vorbesc de școli,
unde nu suntem retribuiți, niciodată în toate mandatele nu am pățit așa ceva și acum ne-am trezit cu această adresă. Din păcate, noi nu putem să votăm bugetul, că altfel am fi de a doua zi de mâine, dumneavoastră ne faceți adrese către, abia așteptați lucrul ăsta, să ne faceți adrese către ANI, să ne declarați incompatibili. Este un vis care nu se va împlini al dumneavoastră. Din păcate, noi ne doream să votăm bugetul, dar vă spun încă o dată, nu se poate, că devenim incompatibili. Ok, am înțeles, domnule Iliescu. Doamna Pașin, avea ceva de făcut. Domnule președinte, aș vrea și eu cuvântul după aceea, vă rog, mulțumesc. Sigur că da, vă auzi. Pe doamna secretară, aș dori să o întreb dacă se poate, conform regulamentului și Consiliului și codului administrativ, dacă se poate să avem acel raport al City Managerului. Revin la interpelarea colegului meu, Răzvan Zaharia. Nu ne dorim date cu caracter personal, evident. Ne dorim să știm activitatea pe care a desfășurat-o în acest an de zile, pe salubrizare, așa cum avea specializarea, sau poate pe alte proiecte pe care le-a desfășurat. Sunt bani publici, 20.000 de lei au fost plătiți din bani publici și atunci, din acest motiv, am dorit să avem transparența activității sale. Mulțumesc. Personal nu doresc să mă insinuez în activitatea compartimentului care gestionează asemenea informații legate de dosarul profesional al domnului administrator public, însă voi transmite solicitarea dumneavoastră către Direcția Management Resurse Umane, așa cum fac de fiecare dată când dumneavoastră ridicați astfel de solicitări sau întrebări de transparentizare și imediat comunic, da, pentru a fi în posesia acestor informații. Și personal, cred că atâta vreme cât este expus domnul, sau a fost expus pe site-ul primăriei cu CV-ul și activitatea care l-a recomandat pentru ocuparea acestei funcții, o prezentare a activității în anul în care și-a desfășurat această activitate și rezultatele obținute, nu cred că ar putea fi în contradicție cu acte normative. Cu siguranță va putea, din rezultatele sale, prezenta consilierilor locali alte informații, într-adevăr, legate de cuprinsul contractelor sau, mă rog, contractului sau de management, atâta vreme cât or fi protejate de lege, așa, și fac parte din dosarul său profesional, nu pot fi obținute decât cu acordul salariatului. Și eu personal, dacă doresc o fișă de post a cuiva pentru a proceda la vreo cercetare sau ceva care este în domeniul atribuțiilor mele, solicit în prealabil acordul funcționarului, pentru că așa sunt reglementările legale. Dar, pe scurt, voi adresa solicitarea dumneavoastră compartimentului de resort și voi comunica cu maximă urgență răspunsul la interpelarea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna secretar. Da, doar acele date cu caracter public, adică activitatea pe care a avut-o în acest an de zile și atât. Mulțumesc. Ok, mergem mai departe, doamna Vaspuș. Da, referitor la transparența bugetului, punctul următor și la ce spunea domnul Zaharia, că domnul Vașpu cerea transparența bugetului anii trecuți, vreau să-l informez pe domnul Zaharia că dacă se uita cu atenție în folderul dezbaterii publice a bugetului, ar fi remarcat că există acolo un fișier cu prezentarea bugetului care explică pe înțelesul tuturor ce anume conține bugetul. Este un fișier destul de amplu și acel fișier a fost urcat acolo la solicitarea mea pe care am făcut-o către doamna director Pârvan, care îi mulțumesc pe această cale că a dat curs acestei solicitări. Și dacă își aduce aminte domnul Zaharia, la dezbaterile publice ale bugetului făceam în fiecare an această solicitare de a avea și o prezentare pe lângă fișierele tehnice ca să înțeleagă orice cetățean ce se întâmplă cu bugetul. Acum, în acest an, n-am avut-o și consider că este un punct important în favoarea transparenței și încă o dată pentru care am militat eu. Deci să nu fie îngrijorat domnul Zaharia, USR-ul e în continuare pentru transparență și face lucruri în direcția asta. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule Vaspuș. Domnul Vaspuș, sunteți în bucătăria unui restaurant sau se pare nouă? Sau sunteți în bucătăria USR? Domnul Iliescu, vă rog să cereți drept la cuvânt. Sunteți la un restaurant?
Nu, este un fundal virtual cu un birou. Acum nu știu cum arată la dumneavoastră restaurantul. Miros de mâncare în spate. Se văd ospătarii. Ok, mulțumim. Îmi pare rău. Este un fundal virtual standard al WebEx. Deci e bine să vă creșteți cunoștințele în domeniul digital. Vă poate ajuta ca să nu mai confundați contextele, domnul Iliescu. Mulțumim, domnul Vaspuș. Mergem mai departe. Domnul Zaharia. Da. Observ cu disgrație, să spun așa, cum acoperiți gunoiul Supreș. O întrebare, doamnă secretar general. Există obligativitatea dezbaterii publice, susținerea unei dezbateri publice, fără ca aceasta să fie solicitată? Procedurile privind transparența proiectului de buget au fost derulate la nivelul direcției economice și vă poate explica toate etapele în care aceasta s-a derulat. Vă rog frumos, doamna Pârvanu. Bună ziua! Proiectul de buget a fost supus și afișat pe site conform tuturor procedurilor. Avem mai mult decât în anii precedenți, într-adevăr, avem o prezentare în PowerPoint cu multe grafice care explică foarte clar cheltuielile, cum sunt alocate pe categorii de activități, pe instituții. Doamnă, nu vreau să vă întrerup, nu facem reclamă, vreau să vă întreb dacă este obligativitatea, a fost întrebarea mea, a fost scurt și concisă. Există obligativitatea susținerii unei dezbateri publice? Așa, dumneavoastră aveți voie să întrebați orice, lăsați și funcționarii să răspundă, vă rog mult. Puteți să răspundem orice? Poate să răspundă despre buget, cum ați întrebat și cum a fost transparența. Mulțumesc mult. Nu cunosc să existe obligativitatea de a organiza o dezbatere publică. Okay, mulțumesc pentru răspuns. În cazul ăsta, poate dumneavoastră, doamna Niță, domnul primar și domnul Vaspușin îmi răspundeți la următoarea întrebare. Ați luat act, știe cineva dintre aceste patru persoane despre o solicitare a Asociației CSAM Olimpic privind dezbaterea publică înregistrată la primărie cu numărul 17.289? Da, cunoaștem solicitarea clubului sportiv și am și răspuns astăzi pe e-mail. Am adresa la care faceți referire în față. Ok, continuați. Ați primit-o pe e-mail. Acum, a primit-o comisia de buget pe e-mail. Acum nu știu dacă faceți și dumneavoastră parte din comisia de buget. Din păcate nu fac, pentru că s-a ocupat colega domnului primar Anda Badea să facem parte exact de unde nu ne pricepem, în fine. Domnule primar, nu cred că vă pricepeți la buget. S-a întrunit solicitarea, sau mă rog, cadrul legal spre a se susține o dezbatere publică prin această solicitare. Puteți să spuneți de ce nu s-a făcut? Vă mulțumesc. Pentru că nu a solicitat-o Partidul Social Democrat sau pentru că nu ați vrut să dați curs unei solicitări venite în altă parte? Nu e foarte clar. Nu știu când a fost făcută ea. Puteți să-mi spuneți acest lucru? Vorbiți cu aparatul noastră. Eu v-am spus numărul și... Așa, când a fost făcută această solicitare? A fost făcută pe 1 februarie, adică ieri. Ieri a fost făcută? Da, deci dezbaterea publică era... Toate știți, a fost convocată joia trecută, ședința aceasta. A fost timp pentru aceste solicitări. Sigur, ce se face în ultimul moment este foarte greu de acomodat cu totul. Îmi pare rău că a fost emis atât de târziu. Deci solicitarea a fost făcută pe 1 februarie. Delegat și Zaharia, doar că pe site nu a fost afișat calendarul proiectului de aprobare al bugetului conform legii. Adică ceva nu se leagă în tot acest parcurs. Ok. N-avem cunoștință nici de asta? Eu știu că au fost afișate toate lucrurile așa, conform legii. Asta este ceea ce am fost informat. În cunoștința mea este că am respectat toți pașii procedurali. Dacă se depune ceva cu o zi înainte de ședință, deși ședința de Consiliu Local a fost anunțată de joia trecută. Ok, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Ok, să mergem mai departe. Mai are cineva vreo interpelare? Eu mai am. Domnul Iliescu?
Da, aș vrea să o felicit și eu pe doamna nou numită City Manager și din CV-ul dumneavoastră am înțeles că ați lucrat la PNRR, da? Așa a spus mai devreme. Tot dumneavoastră ați băgat și chestia până în 2070 ca pensiile să rămână așa mici, să nu crească niciodată în 50 de ani? Tot dumneavoastră ați lucrat la acest aspect? Domnul Ilescu, relevanța față de Consiliul Local. Poftim? V-aș ruga să ne referim la Consiliul Local. La primul. Nu, relevanța este vis-a-vis de eu mă referam competențele doamnei. Încercați să nu deviați, domnul președinte. Era domnul Zaharia e reprezentantul colegilor săi, înțeleg, e un fel de avocat, așa. Nu, eu am întrebat-o pe doamna, cu respect am întrebat-o, dacă că dânsa a afirmat acum câteva minute că a lucrat la PNRR. Și asta am întrebat-o, dacă tot dânsa a lucrat cu acel 9,3% ca să rămână pensiile așa până în 2070. Asta a fost o simplă întrebare, dacă dânsa tot așa a lucrat la... Ok, vă rog frumos, dacă puteți să răspundeți. Mulțumesc frumos, chiar nu face obiectul discuției, dar cu același respect o să vă răspund. Am specificat faptul că am coordonat elaborarea PNRR la nivelul ministerelor de linia unora dintre ele. Nu, proiectul despre care vorbiți dumneavoastră izvorăște dintr-o altă zonă de strategie politică. Nu aparține măsura. Ok, mulțumim, domnule primar. Vă rog. Aș vrea să-i aduc la cunoștință domnului Iliescu faptul că 9,5% din 200 de miliarde este mai puțin decât 9,5% din 300 de miliarde. Sau invers, că 9,5% din 300 de miliarde, cât va fi, sau 500 de miliarde, cât va fi în 2070, este mai mare decât 9,5% din actualul produs intern brut. Asta înseamnă că la PNRR, poate dumnealui nu știe ce înseamnă un procent din buget. Dacă bugetul crește, cresc și pensiile. Știu, e greu cu matematica, dar să știți că așa este. Când bugetul crește, cresc și pensiile. Da, de acord cu dumneavoastră, dar asta a fost sofismul dumneavoastră cu domnul Ghinea și cu acești mari experți care n-au lucrat o zi în viața lor. Din fericire sunt economist și am învățat la se multă matematică. Deci știți că vor crește pensiile odată cu creșterea bugetului. Nu, domnule primar, eu mă referam la altceva. Pentru că acest 9,5 pe care l-a semnat acest domn Ghinea ne afectează pe noi, mai ales că am ajuns și eu tânăr pensionar. Și ne afectează pe toți. Dar până anul trecut, în mandatul domnului Dragnea, să spunem, al cărui bodyguard ați fost, cât la sută din PIB reprezentau pensiile? Vă rog, aș vrea să aud. Dacă sunteți economiști și știți, cât la sută din PIB erau pensiile? Undeva la 9%. Undeva la 8%, vă spun eu. 9%. Deci 9,5% la matematica pe care am terminat-o eu este mai mare decât 8%. 8,9%, domnule primar. Ok, să mergem mai departe. Doamna Pașiuc, după care doamna Zaharia și am terminat cu interpelările. Mulțumesc. Tot pe doamna secretar. Au zis, nu mi-ați răspuns. Am și o mână ridicată, critic, dacă se vede, domnule președinte. Primar. Domnule primar, am pus o întrebare mai devreme privind cu demisiile. Nu mi-ați răspuns la această întrebare. Dacă puteți repeta întrebarea, dar concis. Concis. Domnule primar, întrebarea a fost următoarea. Având bugetul, colegii dumneavoastră de partid din USR și PNL și-au dat demisiile din consiliile de administrație. Corect? Corect. Nu astăzi, ci peste vreo 3 zile, țineți o nouă ședință de îndată ca acești colegi ai noștri să fie la fel numiți, prin hotărâre de Consiliu, bineînțeles, să fie repuși în acele drepturi în Consiliul de Administrație. Atâta. Trebuie să-mi răspundeți cu... Care e întrebarea? Că nu reușesc să... Fentați legea, păcăliți legea? Nu, sau nu păcălim nicio lege. De lege? Nu păcălim legea. Nu? Păi atunci cum faceți? Ați vă dați demisia și mâine îi puneți înapoi în funcție? Despre asta e vorba. Eu sfătuiesc toți consilierii locali care se află și în consilii de administrație ale școlilor să nu voteze proiectul de buget, pentru că, așa cum au fost diverse
adrese, inclusiv către Asociația Municipiilor din România, ale Agenției Naționale de Integritate, se consideră că un astfel de vot reprezintă conflict de interese. Este o decizie relativ recentă, cu, în acest moment, fără o soluție juridică. Sunt convins că la nivel guvernamentar și parlamentar se va găsi cândva o soluție. Momentan, varianta în care consilierii să facă parte și din consiliile de administrație și să voteze și bugetul, pare, cel puțin conform anii, a reprezentat conflict de interese. Din acest punct de vedere, bugetul sectorului 2 este un lucru important, pentru că putem face lucruri importante și mulțumesc acelor colegi care vor să voteze bugetul. Mă bucur că și PSD consideră că este un buget bun pe care ar vrea să-l voteze, dar iată cumva ceva i-a împiedicat. Și din punctul meu de vedere, este important să avem proiectele din sectorul 2, e important să facem viața cetățenilor mai bună. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule primar, pentru răspuns. Ok, din păcate, încă o dată vă spun, noi votam, grupul PSD vota bugetul, dar din păcate, la acest punct de pe ordinea de zi, la numărul 2 de pe ordinea de zi, noi nu vom vota nici pentru, nici abținere, nici împotrivă. Vom fi prezenți, dar nu vom vota tocmai datorită celor declarate de dumneavoastră. Puteți să ne anunțați și pe noi să facem acest demers, să ne dăm demisiile din Consiliul de Administrație, dar ați mers pe șest doar dumneavoastră cu, bineînțeles, Alianța Liberală Neomarxistă a mers pe șest și au făcut... Dacă îmi permiteți. După cunoștința mea, toți consilierii locali au fost informați despre această situație de conflict de interese, în așa fel încât să știe dacă își dau sau nu își dau demisia. Evident că nimeni nu poate impune o demisie dintr-un loc sau altul, doar va fost adusă la cunoștință această situație, urmând ca decizia să o luați dumneavoastră. Și din cunoștințele mele ați fost informați. Este încă târziu să vă dați demisia. Demisia este un act unilateral de voință, conform... Exact, da. Ok, mulțumim, domnul Iliescu. Doamna Pașuc, deci foarte scurt, vă rog. Doar și poate bugetul trebuia discutat. Noi nu am dorit, aș dori ca cetățenii să înțeleagă de ce noi, în calitate de consilier local ai Partidului Social Democrat, am luat această hotărâre. Nu ni se pare normal să fentăm legea, pentru că ceea ce se întâmplă acum, și aici chiar aș dori să mă ajute doamna secretar, dacă totuși atât regulamentul cât și codul administrativ acoperă tot această procedură, pentru că astăzi, ieri și alaltăieri, consilierii PNL și USR și-au dat demisiile din consiliile de administrație din unitățile de învățământ pentru a vota acest buget. Iar vineri, ne trezim cu o ședință de îndată pentru a fi numiți din nou în aceste consilii de administrație. Avem o situație pandemică foarte complicată. Sunt, așa cum știți cu toții, dar iată că mă văd eu nevoit să spun acum în ședință publică, sunt intrări de clase în online din cauza pandemiei și ieșiri de clase din online în prezență fizică tot din cauza pandemiei. Această situație trebuie reglementată în urma demisiilor care au avut loc, pentru că sunt consilii de administrație care, din diverse motive, nu pot întruni cvorumul. E nevoie să rezolvăm această situație. Ea a apărut pe nepusă masă, dar trebuie să luăm niște decizii rapide și vom putea, cred, lua cele mai bune decizii până vineri dimineață. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Pașo? Da, întrebarea era un pic altfel. Totuși aș dori să răspund domnului primar că situația pandemică nu ne mai poate salva, nu mai poate fi o scuză chiar pentru orice. Noi totuși vorbim de bugetul local sector 2 și revin cu întrebarea totuși de doamna secretar, sigur aici voi găsi un răspuns mai clar. Dacă această situație este prevăzută și
pot să zic acoperită, dar prevăzută măcar de regulament și de Consiliul de Administrație, adică pentru că este cumva nejustificabilă, cel puțin moral, legal e. Doamna secretar, vă rog. Dacă veți observa că a fost deja comunicată convocarea, în proiectul de vineri se regăsește formularea în sensul că în 30 de zile autoritatea executivă va supune aprobării Consiliului Local o procedură privind desemnarea unor alte persoane din cadrul Consiliului Local pentru a fi desemnate în cadrul acestor Consilii de Administrație. Pentru că și acest punct de vedere al Agenției Naționale de Integritate s-a emis și transmis mult mai vehement așa în ultima lună, s-a întemeiat și pe hotărârea judecătorească de care vă vorbește domnul primar, în sensul că nu este obligatoriu ca ca membrii reprezentanții Consiliului Local să fie și consilieri locali. Din acest sens, Agenția Națională a interpretat că pentru a înlătura această exercitare simultană a funcției de consilier local și de membru în ceauri, există posibilitatea numirii unor alte persoane pentru a nu interveni o suspiciune de conflict de interes. Eu am comunicat către dumneavoastră punctul de vedere al ANI pentru a reflecta cu privire la demersurile pe care le apreciați necesare pentru a înlătura riscul determinat de această exercitare simultană a celor două funcții. Cu siguranță, nici în codul administrativ nu putea să fie prevăzută sau reglementată o astfel de situație, nici în legea învățământului, fiind acte normative anterior emise de fenomenul acesta pandemic din ultimii ani. Însă nimic nu împiedică pe nimeni să-și depună demisia. Domnul primar, ca autoritate executivă, luând act de acțiunile deliberativului, a inițiat această convocare, tocmai pentru a asigura o continuitate a acestor consilii de administrație, da, care decid în context pandemic și în ceea ce privește alte elemente ale actului educațional în această perioadă, stabilind un termen de 30 de zile în care va supune aprobării un regulament, o procedură, da, pentru a înlătura perpetuarea unui astfel de situații, care de fapt este, consider eu, pentru a feri consilierii locali de a vota acte administrative ce pot fi anulate, dat fiind existența unui conflict de interes. Așa cum știți și dumneavoastră, chiar vreau să reiterez la începutul ședinței, iarăși incidența articolului 228, care vă împiedică să votați dacă apreciați că vă aflați într-o situație de conflict de interes. De aproximativ fiecare ședință aduc în atenția dumneavoastră reglementările acestea din codul administrativ, sens în care dumneavoastră urmează să decideți. Repet, nu există un act normativ, o normă în care să permită sau să interzică ceea ce este necesar să se întâmple acum, pentru motivele care v-au fost pe larg expuse. Mulțumesc, doamna secretară. Domnul Feroiu, după... Dacă tot pe acest subiect, da, o să trecem. V-ați plictisit, domnul primar? Doream să vă întreb, deci dacă am înțeles bine, în acea ședință aș cerut cuvântul la vot, doamna Badea? V-ați plictisit acasă? Sunteți președinte? În ședința de îndată, pe mă întrerupe și atunci... Vă rog frumos să nu mai facem dialog, spuneți voi ideea. Păi nu, dar puteți frumos. Spuneți doamnei Badea să nu mai intervină? Doamna Badea, vă rog să cereți dreptul la cuvânt. Ok, continuați. Vineri la ședința mulțumesc de îndată. Mulțumesc că să-l cer. Continuați, doamna Pașoc, vă rog. La ședința de îndată, consilierii locali nu vor mai putea face parte din acele CEA-uri de unde și-au dat demisia în decursul acestei săptămâni? Vor fi numite alte persoane? Am înțeles? De unde? În aparat? De unde? Cred că nu ați înțeles. Cu siguranță, dacă s-ar fi putut numi vineri, s-ar fi făcut acest lucru. Însă trebuie o procedură, pentru că nu orice persoană poate fi numită ca reprezentanța dumneavoastră. Vineri vor fi numiți aceiași consilieri care au ocupat până acum. Vom vedea bine. Urmează să discutați și să formulați propunerile dumneavoastră ca și până acum. Dacă dumneavoastră identificați o altă soluție la această problemă, cu siguranță domnul primar va fi deschis analizării și dezbaterii acestea. Confirm, sunt foarte deschis. Ok, mulțumim. Domnul Feroiu, vă rog frumos. O interpelare. Să-mi spuneți când pot să vorbesc. Vă rog frumos, domnul Feroiu. Va dura puțin. Tot vorbeam de transparență și aici, cumva, uitați, ca să găsim o rezolvare la această problemă, se tot șterg comentarii de pe pagina
de Facebook, unde are loc dezbaterea publică, ședința. Cum putem rezolva această problemă? Deci sunt oameni care semnalează în scris. Să nu se mai șteargă. Pot să vorbesc și eu? Se mai... Da. Ne ajuți cu răspuns cu privire la... Nu, cerusem dreptul la cuvânt de vreo două ori, domnul președinte mi l-a dat. Până în prezent n-am reușit să vorbesc. Cum putem rezolva, nu știu, tot către dumneavoastră, doamna Niță, că se pare că aici pot să găsesc niște răspunsuri mari. Cum putem rezolva această problemă, ca această transparență să există în spațiul public pe pagina de Facebook? Sau, domnule primar, avem o soluție, că spuneți că sunteți foarte deschis la dialog. Vă aștept cu răspuns. Cu o rezolvare, nu cu răspuns. Că degeaba îmi spuneți mie că... Sunt acestea toate întrebările dumneavoastră? Da. Da, sunt publice. Le-am luat de aici, de pe pagina. Nu, întrebarea dacă este să aveți și alte întrebări ca să pot răspunde la toate deodată. Da, e ultima. Ați terminat. Vă mulțumesc tare mult. Bun. Din câte știu eu, în acest moment, ce se șterge de pe pagina primăriei sunt injurii. Doamna, dacă îmi permite să răspund, ar fi excelent. Da. Deci, din câte știu eu, în acest moment, de pe pagina primăriei, comentariile care se șterg sunt cele xenofobe, cele rasiste, cele care conțin calomnii sau injurii. Dacă nu este așa și aveți dumneavoastră vreun exemplu clar, sigur, pot să văd ce și cum s-a întâmplat. Din punctul meu de vedere, eu nu vreau să existe niciun fel de cenzură pe pagina primăriei, cu excepția acestor reguli care mie mi se par de bun simț pentru o instituție publică. Nu putem accepta injurii, nu putem accepta comentarii xenofobe, nu putem accepta comentarii rasiste pe o pagină a unei instituții publice. Dacă există alte cazuri, vă rog să mi le transmiteți și o să încercăm să identificăm un regulament de moderare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Nu era vorba despre așa ceva, deci nici noi nu suntem de acord cu lucrurile acestea. Sunt întrebări puse de cetățeni și șterse ulterior. O să vă trimit în scris o adresă la cabinetul dumneavoastră pentru a rezolva cu prinscriul și cu tot. Și data viitoare sper că aveți o soluție și pentru asta. Mulțumesc, doamna Pașuc. Domnul Feroiu, vă rog frumos. Mulțumesc, domnul președinte. După asta o să intrăm în ordinea de zi. În sfârșit reușesc și eu să pot vorbi și aș prefera să facem puțină, să luăm puțin aminte. În primul rând vreau să mă adresez tuturor consilierilor locali. Să știți că acest act juridic care a venit acum recent, prin care noi am fost într-un fel sau altul sfătuiți să ne dăm demisiile din CEAuri, nu este decât o prevenție pentru ceea ce s-ar putea întâmpla. Cunoaștem că există diferite cazuri în care a fi incompatibil atârnă de un fir de păr. În același timp, dragi colegi, pentru a preleva de acest subiect și de a nu vota bugetul sectorului 2, că a fost pus în transparență, că n-a fost pus, eu din ce știu, legea spune că trebuie să ceară cineva transparentizarea, a fost acea adresă pusă ieri în termen legal, în caz că aveți vreo problemă, puteți să-l contestați în contencios administrativ, dar totuși să vă prelevați de acest motiv și să spuneți că nu votați bugetul, putea să veniți să spuneți, mai cinstit și puteam să vă cred și sincer nu mă deranja nici pe mine, care sunt din Partidul Național Liberal, nu nicio alianță neomarxistă liberală, cum vreți să ne spuneți, pentru că nu și-are rostul. Știți foarte bine, deviza mea a Partidului Național Liberal a fost și este și va fi prin noi înșine, suportăm și vom susține tot timpul și toate acele lucruri care sunt legale și în interesul cetățeanului, știu. E greu de crezut. Puteți să veniți să ne spuneți că nu vreți să votați bugetul, că faceți un act de opoziție, luați o cuvântare politică, era mult mai cinstit pentru noi, pentru toată lumea. În același timp, de ceea ce a spus doamna Niță, că a apărut o noi acte juridice, n-am reținut exact o hotărâre a 80 din data de, în care se pot numi și alte persoane, nu neapărat consilieri în ceaurile școlilor. Gândiți-vă foarte bine, inclusiv dumneavoastră, cei care nu v-ați dat demisia, că ar fi o variantă foarte bună pentru a încerca să... Nu aveți timp fizic uneori să vă duceți la 5, 6, 8, 10, 15 consilii de administrație, iar dacă legea permite, putem pune acolo, sau dumneavoastră puteți propune, domnule primar, să votăm niște persoane competente, părinți, oameni care într-adevăr să fie implicați în acea comunitate. Mai mult, am o mare rugăminte la dumneavoastră. Când pronunțați numele Partidului Național Liberal, să nu uitați că Partidul Național Liberal, reprezentanții pe care îi are, nu susține niciun fel de coaliție toxică sau neomarxistă, susține doar interesul cetățeanului.
Dacă data trecută ați făcut un show și sincer a fost un show, astăzi nu mai permis să vorbiți urât de Partidul Național Liberal și vă rog frumos, dacă aveți ceva pe persoană fizică cu anumite lucruri, să aveți războiul pe acele persoane, dar lăsați-ne-le în pace. Noi v-am explicat care este direcția noastră. În principiu eu vă mulțumesc și cred că ar fi cazul să trecem la dezbaterea bugetului, la dezbaterea amendamentelor, acolo unde chiar îi interesează pe cetățeni. Dacă vor fi rectificări bugetare și poate nu e cel mai bun buget, nimeni nu spune că e cel mai bun buget. Nu pot să spun asta. Am văzut bugete și mai proaste și mai bune. Dacă spun mai proaste, e clar că l-am văzut pe mandatul trecut. Dar putem să mergem și să gândim și să veniți dumneavoastră, oricare dintre consilieri locali, cu amendamente în sprijinul cetățeanului. Cu amendamente. Băi, uite, vreau să iau banii de acolo, să-i pun acolo. Pentru că la mine, la consultări, la partidul meu, care o fi PSD, PNL, USR, au venit oamenii și mi-au cerut treaba asta. Haideți să discutăm cu executivul. Eu cam atât am avut de spus și domnul președinte, vă rog, haideți să dăm drumul la dezbaterea amendamentelor. Total de acord, vom intra în ordinea de zi. Dacă mai aveți întrebări, vă rog frumos pe parcursul... Nu. Tot așteptetul la cuvânt, domnule președinte. Mulțumesc. Dacă trebuie să aștept și era un găjit, dar nu pe roiu. Domnul președinte, în ședința de data trecută, niciun membru al Partidului Social Democrat nu a adus injurii sau nu s-a luat de niciun membru al Partidului Național Liberal. Ba, noi am avut două proiecte de hotărâre cu numele viceprimarului Daniel Costache Adrian și noi l-am interpelat pe cel care și-a inițiat acele proiecte. De ce spuneți că ne-am luat de Partidul Național Liberal? Ați făcut niște comentarii răutăcioase, nu pe persoană, nu pe persoană. Permiteți-mi o scurtă replică și vă promit că închid subiectul. Doamna consilier, nu era vorba de persoană fizică, ați avut niște comentarii răutăcioase la adresa Partidului Național Liberal, care nu și-aveau rost în ședință, nu și-au rost nicio ședință anumite injurii, serios. Care sunt oameni alea? Serioși. Care sunt? Vă promit, ca să nu mai lăsăm oamenii să aștepte după noi, personal. Nu. Vă promit. Am cerut că dacă domnul viceprimar nu poate să răspundă la acele proiecte de hotărâre, să ne răspundă consilierul personal, domnul Anisie, sau dacă nu, domnul consilier Săptoiu, că este pe juridic. Și atât. V-am răspuns eu în comisia de învățământ în care faceți parte. Eu personal v-am răspuns despre acele proiecte. Le-am citit și le-am analizat împreună. Ați dat vot pe ele. Deci nu era ca și cum n-ați fi știut. Am înțeles că pentru a puncta politic anumite invulnerabilități puteți să o faceți. Sunt de acord și cu treaba asta. Dar totuși hai să ne păstrăm oarecare decență. Și vă rog, haideți să dăm drumul la dezbatere. Mulțumesc. Ok. Mai sunt două interpelări, dar foarte scurt. Un minut maxim, vă rog. Domnul Zaharia, un minut. Asta e sabotaj și gata. Domnul președinte, vă mulțumesc. Silviu, te respect ca și prieten, ca și om politic, doar că este foarte clar că data trecută nimeni nu a atacat Partidul Național Liberal, pe care îl reprezinți și căruia ești loial și e de înțeles. Apreciez loialitatea ta, doar că știi bine că ați cerut. S-aude. Căzut tot microfonul, nici eu nu mai pot să vorbesc. M-auziți? S-a botat, Răzvan, crede-mă. Gata. Silviu, știi bine că noi făceam referire strict la faptul că, în formă continuă, partidul pe care îl reprezinți, votează de la cel mai nesemnificativ punct de ordinea de zi, și anume alegerea președintelui de ședință, până la asumările politice, alături de grupul PSD. Doar despre asta era vorba. Cât despre ca cineva să fie atacat un membru, este absolut exclus. Era o interpelare la adresa domnului viceprimar, cum a spus-o și colega mea, Lenuța Popescu. Referitor la faptul că se auzea mai devreme vocea unei doamne care întrerupea pe colega Paula și cred că era doamna Anda Badea, a făcut-o și în ședința trecută cu referire la persoana mea și de faptul că mi-a apăr colegii. Da, îi voi apăra cu toată puterea când este cazul și când cred cu siguranță că aceștia au dreptate. Cât despre ideea de subminare a liderului de grup PSD, nu s-a pus problema așa ceva, deși doamna Anda Badea încearcă să
să bate această zanie, cum înțeleg că face grupul USR sau toate grupurile USR fac la nivel de țară. Vezi cazul Mogoșoaia, vezi că această instigare la anumite modalități de comunicare. Chiar și astăzi un coleg de-al dumneavoastră a făcut-o într-un mod josnic. Dar mă rog, ăștia sunteți așa puteți. Domnule primar, vreau să vă rog... Eu deci victima e de vină, Ce a încercat doamna Pașiuc, Paula, colega mea, să vă ceară ca soluție, eu vă rog foarte direct și deschis. Vă rog frumos, rugați-o pe doamna Serabian, pe care ați impus-o politic, fără concurs, fără nimic, să nu mai cenzureze grupul de Facebook pe care mulți, pagina pe care mulți comentează. Nu era vorba, cum ați indus dumneavoastră și cum dezinformați în formă continuă, că era vorba de injurii sau alte lucruri, pentru că nu am numărul dumneavoastră, o să vă arăt direct și comentariu și solicitarea unor cetățeni de a nu mai cenzura pagina, să le lăsați comentariile. O să vi le arăt fizic, nu avem comunicare cu dumneavoastră pe telefon, că am înțeles că aveți niște abordări neortodoxe. Și acești oameni solicită direct să nu le mai ștergeți comentariile. Nu știu ce cer prietenii dumneavoastră de partid, nu dar prieteni, dumneavoastră sunteți chiar mincinos și o să o spun aici cu toată responsabilitatea. Cine administrează contul decât doamna Serabian? Cine poate să șteargă aceste comentarii? Cine altcineva? Nu le șterge nimeni, domnule Zaharia. Nu se șterg aceste comentarii de pe Facebook. Stimate domn, puteți să vă arăt comentariul, ce mai vreau? Mi-a arătat comentarii prietenilor dumneavoastră de partid, am înțeles, dar nu se șterge nimic de pe această pagină. Asta am fost informat acum, în timpul ședinței, că nimeni nu șterge comentarii de pe pagina primăriei, cel puțin nu astăzi, nu știu dacă s-a întâmplat în trecut, dar astăzi nu a șters nimeni comentarii de pe pagina primăriei, niciun fel de comentariu. Știu că în trecut discutase despre acest regulament ca să fie șterse acele comentarii care sunt injurioase sau xenofobe sau rasiste. Da, asta s-a discutat, asta este ce v-am și spus. Astăzi nu a șters nimeni niciun comentariu, asta este ceea ce am fost informat. Cât despre continuarea minciunii dumneavoastră, repet, care? Sunteți în această privință a contractului un mincinos. Mulțumesc. Să-ți punctați care e minciuna, vă rog? Ok. Că nu a fost niciun concurs pentru acel post. Ați făcut dovada acestui fapt ca să pot fi catalogat mincinos? Pe lângă faptul că probabil sunteți dintre cei care susțin că întotdeauna femeia este de vină pentru orice fel de agresiune la rândul, la adresa ei, pentru că așa spuneți că se fac nu mai știu ce insinuări și așa mai departe și că cum s-a întâmplat la Mogoșoaia, înțeleg că dumneavoastră susțineți ceea ce s-a întâmplat la Mogoșoaia și sper că vă delimitați de situația de la Mogoșoaia și că nu spuneți că de vină este cea care a fost agresată. Deci, ok, bun, atunci dacă acesta este ceea ce vreți să spuneți, dar doar că la Mogoșoaia colegii noștri au fost agresați și dumneavoastră spuneți că ei au instigat. Nu este adevărat. Nu. La Mogoșoaia... Atenție că m-ați înțeles greșit. De instigat am fost instigați astăzi de un coleg al dumneavoastră. Astăzi, punct. Când am făcut referire la episodul Mogoșoaia, cu siguranță ne delimităm de acele proceduri și de ceea ce a pățit colega dumneavoastră, doar că făceam trimitere la mecanismul prin care dumneavoastră instigați, în punte cu doamna Anda Badea, a făcut-o ședința trecută, a făcut-o și acum, acuzându-mă că sunt apărător al colegilor mei și da, sunt, mă refeream strict la mecanismul prin care o faceți, cu filmări, cu înregistrări și cu astfel de mecanisme conexe. La asta mă refeream sub nicio formă la episodul în sine, Doamne ferește. Bun. Cât despre trimite pe mine în zona, că e a doua oară când se lipește chestia asta și nu înțeleg cum, că a făcut-o doamna Anda Badea în ședința trecută și mulțumesc colegii care a clarificat acel lucru. Faceți și dumneavoastră aceeași trimitere la adresa mea. Credeți-mă, vă spun cu toată prietenia, cu toată sinceritatea și cu tot aportul unei persoane care are foarte multe, nici n-aveți cum să fiți vreodată, credeți-mă. Dar vă spune o persoană care are într-adevăr foarte multe informații în ceea ce vă privește. Și vă spun cu siguranță că între noi doi, cel care respectă femeia sunt eu. Vă mulțumesc mult.
Ok, vă mulțumim. Mai departe să trecem la proiectul ordine de zi, pentru că deja am intrat. Și eu mână, dacă mai aveți interpunere, la replică, putem să pentru domnul Zaharia, să nu-i rămân dator, că ar fi chiar culmea să-i rămân dator după o prietenie așa de veche și după care închid acest. Bine, domnul Feroiu, după care doamna Pașuc, după care intrăm în ordinea de zi. Suntem de acord. Am și eu mâna ridicată, domnule președinte. Bun, și după care doamna Andea, vreau să vă spun decât un singur lucru. Stimați colegi, încă o dată, că sunt anumite războaie politice, le pot înțelege. Dar încerca să plasați Partidul Național Liberal prin reprezentanții din Consiliul Local al Sectorului 2 într-o zonă gri, în care se duce într-o alianță cu X, cu Y, cu Z. Și apropo, vezi că ai greșit, ai spus că votează cu PSD-ul toate proiectele, să știi că așa ai zis, din greșeală. Da, bun, deci ca fapt divers, amintiți-vă că Partidul Național Liberal, și am toată răspunderea când o spun, votează proiecte în interesul cetățeanului. Îmi doresc din tot sufletul meu ca acest mandat, când se termină mandatul, să votez din tot sufletul meu un proiect al PSD-ului, numai că nu am văzut niciun. Mulțumesc. Ok, doamna Pașuc. Păi nu ai cum să vezi, pentru că nu sunt acceptate și nu sunt introduse. Doamna Maria, vă rog frumos. Absolut. Vă mulțumesc, scuze, domnule președinte. Vă rog frumos. Doamna Pașuc? Unul la mână legat de comentariile care sunt pe Facebook și sunt șterse. Îmi pare rău, domnule primar, că sunteți dezinformat. O să revin cu capturi exact de la comentarii care au existat cu minut și atunci voi face public, vom face împreună publice ca să dovada de faptul că oameni din... Cred că la asta domn primar a răspuns deja. Doi. Doamna Anda Badea, îmi pare rău că strigați de pe canapea acasă. Eu de un an de zile nu v-am văzut să fiți prezentă fizic la ședință. A strigat mai devreme că vorbim prea mult, da, și va trebui să vă obișnuiți ca măcar o dată pe lună să vă exercitați această funcție pe care o ocupați de acasă, de pe canapea. Și trei la mână, îmi pare rău că Partidul Național Liberal, prin vocea domnului Feroiu, se simte lezat în momentul în care este întrebat cu privire la activitatea pe care o desfășoară, cum a fost cazul ședinței trecute a viceprimarului, sau să explice cele două proiecte de hotărâre care erau pe ordinea de zi. Îmi pare rău că v-a simțit lezat să explicați activitatea pe care o desfășurați. Mulțumesc, doamna Pașuc. Doamna Anda Badea? Vă mulțumesc, domnule președinte. Câteva lucruri am de menționat. Din păcate, de câteva ședințe, constat cu mare dezamăgire că ședința de Consiliu Local, în loc să se concentreze, cel puțin la începutul ei, pe problemele, rezolvarea problemelor oamenilor din sector, se concentrează mai degrabă pentru a fi un fel de spațiu din ăsta în care anumiți colegi de la PSD, în principal domnul Zaharia și doamna Pașuc, își exersează retorica. Nici măcar nu o fac chiar foarte bine. Haideți totuși ca timpul ăsta al oamenilor care ne urmăresc să nu-l irosim. Haideți să nu-l pierdem. Haideți să nu ne pierdem nici noi timpul. Doamna Pașuc mă acuză de faptul că iau ședințele de pe canapea de acasă. În primul rând, acum sunt în imposibilitatea de a ieși din casă, pentru că am COVID. Da. Și cred că ar fi alte probleme mai serioase dacă aș face chestia asta. În al doilea rând, jobul pe care îl am, care este un job în mediul privat, nu mi l-a dat nimeni de la partid, da? Îmi e foarte necesar, trebuie să mă întrețin și am nevoie să lucrez, motiv pentru care trebuie să o fac din altă parte, nu de la primărie, nu din alte locuri. Trei la mână, timpul pe care îl aloc Consiliului Local și muncii, activității în folosul cetățenilor, nu știu dacă îl puteți cuantifica dumneavoastră, dar eu pot să vă spun că este ca un al doilea job pentru mine. Da? Vă mulțumesc mult de tot. Vă rog din suflet, domnule președinte, să începem discuțiile relevante pentru cetățenii sectorului și să nu mai continuăm cu exercițiile proaste de retorică. Vă mulțumesc. Bine, doamna Pașuc, ultima, după care intrăm în ordinea de zi. Vă rog frumos, spuneți. Tot ce, doamna Bade, absolut tot ce reiterăm noi aici nu este un exercițiu de retorică. Mi-ar plăcea să faceți, adică să faceți dumneavoastră exerciții de retorică, dar înțeleg că nu aveți timp. Să știți că nu vă obligă nimeni să ocupați acest post dacă vă este totuși așa greu. Și v-ar plăcea. Aș cerut dreptul la cuvânt?
Așa, sau ați spus că nu vă deplasați pentru un asemenea lucru neimportant. Dacă ședința de Consiliu Local este un lucru neimportant, îmi pare rău și încă o dată toate aceste lucruri trebuie vorbite în cadrul ședinței de Consiliu Local, pentru că sunt foarte multe nereguli pe care atât Partidul Național Liberal cât și USR-ul le fac în cadrul acestei primării și este normal să vorbim. Chiar dacă într-adevăr, comentariile de pe Facebook chiar sunt relevante pentru cetățeni. Ați cerut cuvântul doamna Badea sau cum? Comentariile de pe Facebook chiar sunt relevante pentru cetățenii sectorului. Și să știți că voi cere cuvântul de fiecare dată când voi dori să spun ceva. Mulțumesc. Bine, mulțumesc doamna Pașuc. Mai departe să intrăm în ordinea de zi pentru că deja am stat o oră jumătate pe interpelări. Proiectul numărul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre. S-a aprobat ordinea de zi, da? Bun. Punctul numărul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al sectorului 2 al municipiului București pe anul 2022, inițiator Radu Nicolae Mihaiu, primarul sectorului 2 al municipiului București. Vă rog frumos avizele, buget. Avize favorabile aviz favorabil pentru. O să cer la fiecare buget. În parte ca să nu. Da, perfect. Okay. Buget favorabil, transparență? Sunteți ironic sau cum solicitați transparența acum? În sensul că în nota celor discutate până acum nu poate fi vorbit despre okay. transparență. Avizul Comisiei de Transparență? Favorabil. Mulțumesc. Bun. Mai departe, avem o notă de îndreptare de eroare materială și două amendamente, da. Eroare materială la articolul 5, sintagma, conform anexelor numărul 4, 4.1, 4.35 se va citi conform anexelor numărul 4, 4.1, 4.34, iar la articolul 15 aliniatul 2 se completează la final cu sigtama, precum și pe site-ul www.ps2.ro. Bun, și mai departe avem și două amendamente. Primul depus de colegul Silviu Feroiu, amendamentele au fost trimise pe e-mail, deci nu trebuie să le mai citesc. Numărul 317. Da, este primul. Dacă domnul Feroiu dorește să spune câteva cuvinte despre amendament, dacă nu, domnul Feroiu, spuneți. Ca să prezint pe scurt amendamentul, am reușit să identificăm cu executivul și mulțumesc foarte mult Departamentului Economic și doamnei director Pârvan, sursă de finanțare pentru bugetare participativă și la acesta se referă amendamentul. Vom avea 3.200.000 de lei pentru bugetare participativă și sper că anul trecut a fost un an cu început, să nu zic ratat, trebuia să fie avut primul col, dar datorită unor platforme care a necesitat niște cunoștințe tehnice destul de avansate față de ce a cerut proiectul de hotărâre, probabil anul acesta se va finaliza și în sfârșit vom putea să ne adresăm cetățenilor, astfel încât ei să-și implementeze ideile de proiecte prin intermediul nostru și vă rog frumos pe toți să-l susțineți. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Feroiu, domnul primar! Da, vreau să mulțumesc și eu aparatului care a găsit soluția tehnică în așa fel încât să nu facem o achiziție pentru această platformă. Mulțumesc aparatului de specialitate care a găsit aceste soluții gratuite. Mă bucur să susțin proiectul domnului consilier Feroiu, care este un proiect foarte bun pentru comunitate. Implică comunitatea în proiectele pe care le poate implementa primăria. Și în continuare voi susține orice fel de astfel de proiect în urma bugetării participative. Mă bucur că s-au găsit și aceste resurse financiare pentru proiect. Susțin acest amendament. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule primar. Ok, dăm drumul la vot. Domnul Iliescu, nu votează. Ok. Bun, închidem votul. Cu 16 voturi, amendamentul a trecut. Amendamentul numărul 2 este amendamentul domnului primar. O să-i dau cuvântul pentru câteva. Da, am mutat niște bani care rămăseseră agățați într-un proiect aproape finalizat. I-am mutat la reabilitarea două străzi. Este
Aș fi vrut să vorbesc la proiectul de buget, dar o să spun acum, este un buget foarte ambițios, un buget total consolidat de 1,7 miliarde de lei, din care 40% este dedicat investițiilor. Și investiții înseamnă reabilitări de blocuri, înseamnă reabilitări și modernizări de școli, înseamnă reabilitarea a 30 de străzi, sistematizarea a 5 quartale. Este un buget pentru refacerea sectorului 2, pentru infrastructură, un buget de investiții. Cred că este cel mai mare procent de investiții din istoria sectorului 2. Execuția cu siguranță a fost anul trecut, am terminat cu 32% execuție pentru cheltuieli de capital, pentru investiții. Anul acesta ne-am propus mai mult, ne-am propus 40% pentru investiții. Amendamentul la asta se referă, se referă la a muta niște bani dintr-un proiect care este spre finalizare sau aproape finalizat, mai sunt niște mici retușuri, Parcul Sticlăriei. Îl știți cu toții că este un parc pe care am reușit anul trecut să-l redăm comunității și mutăm acești bani în refacerea a două străzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule primar. Dacă nu sunt interpelări, propun să trecem la votarea, domnule Zaharia. Da, am văzut... Scur, vă rog! Rămâne de văzut, domnule președinte. Ce? Stați lângă domnul primar și acum dați și directive? Vreau să-l întreb pe domnul Gârbu, dacă e în sală. Vă salut, domnule director. Am văzut la dumneavoastră în capitol, am văzut că a solicitat alocarea sume de 100.000 de lei pentru servicii de consultanță și experți. Cum motivați necesitatea și explicați ce fel de consultanță, la ce experți faceți referire? Nu de alta, dar încă observ, acum nu știu dacă întrebarea trebuie să vă adresez dumneavoastră sau doamnei Chirilă, că nu știu când s-a făcut acest buget, când l-ați făcut înainte sau nu, înainte sau după ce a plecat dânsa de acolo. Vreau să spuneți la ce faceți referire concret. Bună ziua, este vorba de consultanță în achiziții publice la nivelul DGAPI sector 2. Biroul de achiziții este funcțional cu un singur om și acel om detașat de la biroul învățământ. În momentul de față lucrăm la 3 contracte cadru, contract cadru de reabilitare, modernizare, consolidare, rețea de unități de învățământ plus extindere. Lucrăm la un contract cadru legat de tot ce înseamnă spațiile verzi, unitățile de învățământ și un acord cadru de reparații. Este mare nevoie de acești consultanți, deoarece la nivelul direcției suntem într-un deficit de personal specializat. În momentul ăsta, o singură persoană este în domeniul achizițiilor publice. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc pentru întrebare. N-am cum să nu, prin similitudine, n-am cum să nu observ că acest mecanism l-am văzut în trecut și la domnul primar. De asta eram curios de unde vine această necesitate. Și dânsul la fel. Chipurile lipsesc profesioniștii de la juridic, de colo, de colo și externalizăm pentru servicii pe care vreau să știu din ce zonă vin, dacă există sau nu. Adică doar externalizăm să vină alții să presteze pentru cineva pe care deja l-am mutat pe la DGSPC sau pe acolo și vezi, doamne, nu mai aveți aparat. Mulțumesc, domnule. Vă mulțumesc. Domnul Gârbu, vă rog să răspundeți. Este vorba doar de consultanța achiziții publice plus experți tehnici cooptați pe durata evaluărilor respectivelor proceduri de acord cadru. Mulțumesc. Mulțumesc. Am înțeles, vă mulțumesc. Doamna Popescu? Da. Domnule primar, vorbim peste tot de digitalizare, de debirocratizare și așa mai departe. Și peste tot afișăm pe toate site-urile că trebuie să le realizăm și mai ales dumneavoastră le realizați. M-am uitat în proiectul de buget și proiectele de digitalizare și de debirocratizare nu au fost alocate niciun ban. Și vă dau exemplu. Proiectul cu soluții de gestiune, documente și registratură electronică, care este în completarea proiectului pe fonduri europene, EPS2, pentru anul acesta, niciun ban. Ne referim la siguranța cetățeanului. Proiectul de extindere, sistem de supraveghere video, 100 camere, nu am alocat niciun ban. Aici avem alocați
în jur de 100.000 de lei pentru 3 motociclete. Pentru conformarea cu noile cerințe ISU la clădirea primăriei, iarăși nu avem alocați decât 1.000 de lei. Acum referitor și la domnul director Gârbu, la colegiul Iulia Hașdău, nu ați prevăzut niciun leu la proiectul de conformare cu ISU. Deci sunt doar puține din ce am sesizat în proiectul de buget. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Popescu. Domnul Gârbu? Legat de măsurile ISU de la liceul Iulia Hașdău, acestea sunt prinse pe bugetul DGAPI-ului și sunt prinse în acordul cadru. Nu pot fi prinse pe bugetul unității de învățământ, fiindcă tot ce înseamnă patrimoniu, teren plus clădire ține de DGAPI. Restul de funcționare doar de unitatea de învățământ. Că mai sunt unități de învățământ pe care le știți dumneavoastră foarte bine, nu? Cu asemenea probleme. Este, dacă vă uitați, este punctul 8 din lista de investiții DGAPI. Este vorba de DTAC, proiectare și execuție lucrării în vederea obținerii autorizației ISU, colegiul Iulia Hașdău. Mulțumesc, domnule Gârbu. Cele 5 proiecte de parcări noi supraetajate, nu am alocat niciun leu. Domnule primar? În acest buget. Pentru o corectă alocare bugetară, pentru fiecare din aceste proiecte avem nevoie de niște documentații prealabile. Aceste documentații prealabile trebuie să fie elaborate și vor fi elaborate în momentul în care ele sunt elaborate și avem indicatori tehnico-economici pe care să-i putem aduce la vot către Consiliul Local. Aceste proiecte vor fi incluse în rectificare. Sunt proiecte importante, multe dintre cele pe care le-ați amintit, și vor reveni la rectificare odată ce avem, repet, indicatorii tehnico-economici care vin în urma unor documentații, studii de fezabilitate și așa mai departe. Deci, sunt proiecte din mandatul domnului Toader. Mulțumesc, sunt. Avem nevoie, știți foarte bine că au crescut prețurile la toate materialele. La unele avem nevoie să facem studii, la altele avem nevoie să le reactualizăm și așa mai departe. Sunt proiecte importante, vom reveni cu ele și la rectificări, pentru că nu vreau să vă pun lucruri care să fie fără documentația necesară în momentul în care le aduc la vot. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule primar. Alte interpelări pentru buget? Aș vrea să iau cuvântul. Eu și eu, da, la cuvânt. Aș vrea să mă abțin. Am votat din greșeală și aș vrea să-mi retrag votul. Mă abțin. Pentru amendamente. Ok, mulțumesc. Da. Ok, cred că trebuie să vă retrageți votul, nu să vă abțineți. Să-ți retragi votul de tot. Îmi retrag votul. Exact, pentru că abținerea înseamnă vot împotrivă, adică tot o manifestare a voinței cu privire la proiect. Deci să act că doamna Izabela nu a votat și nu votați, da? În continuare bugetul. Da, mulțumesc. Bun, se va menționa. Okay, mulțumesc. Președinte. Domnule Vaspuș, vă rog. Da, vreau să vă rog, domnule președinte, să și în interesul cetățenilor de acasă, să încercăm să avem o dezbatere asupra bugetului care să fie constructivă, în sensul că e normal să existe întâi o prezentare a bugetului care să fie făcută de către executiv și abia după aceea să intrăm pe o zonă de discuții, interpelări și așa mai departe. Și vreau să vă rog întâi să existe prezentarea aceasta. Practic noi am avut niște discuții care nu erau legate de cele două amendamente care nu vizau de GAPI și aceste discuții e normal să aibă loc după prezentarea bugetului. Mulțumesc. Da, desigur, foarte pe scurt, pentru că am mai prezentat bugetul, am vorbit și de obiectivele pentru acest an. Așa cum am spus, vorbim despre, probabil, cu siguranță vorbim despre cel mai mare buget din sectorul 2. Asta pentru că avem o predicție relativ optimistă de creșterea economiei, pentru că inclusiv de la Ministerul Finanțelor a venit o predicție de încasări din cotele defalcate de impozit pe venit și de asemenea din cotele de TVA. Deci ne așteptăm la un record bugetar în sectorul 2. Avem 40% din acest buget
pentru investiții, pentru dezvoltarea sectorului, pentru infrastructură și din punctul meu de vedere asta este o veste extraordinară. Avem alocați bani pentru 150 de blocuri de locuințe pentru anvelopare. Vrem să refacem 14 școli, vrem de asemenea să refacem 30 de străzi. Avem alocați mai puțini bani pentru salubrizare decât în anii trecuți, asta crescând totuși serviciile. Vă reamintesc tuturor că este extraordinar de important să colectăm separat pentru ca oamenii să plătească mai puțin și să ne asigurăm că și reducem risipa și reducem ceea ce suntem nevoiți să depozităm la groapă. De asemenea, datorită schimbărilor legislative, a crescut fondul de salarii indexate conform cu ceea ce a dispus guvernul, cred că în luna decembrie. Fondul de salarii a crescut. Au crescut de asemenea ajutoarele pentru persoanele vulnerabile, au crescut ajutoarele sociale. Deci este un buget în care vrem să îi sprijinim și pe cei vulnerabili. Un buget în care cred eu că vom face echilibrul acela între a-i proteja pe cei vulnerabili și a crea dezvoltare pentru sectorul 2, care să susțină mai departe venituri din taxe mai mari, pentru că bunăstarea crește, în așa fel încât cu toții să avem un nivel de trai mai bun. Deci este un buget al dezvoltării, este un buget în care ne vom concentra foarte mult să ajungem, să mergem pe acest drum spre a fi o capitală europeană. Capitală europeană care să însemne și mai puțin gunoi pe stradă, să însemne și mai puține parcări pe spațiu verde sau pe trotuare, o prioritate și pentru siguranța rutieră. Vă propun acest buget ambițios, un buget pentru bunăstarea sectorului 2. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. În primul rând, aș vrea să pun la vot amendamentul numărul 2, după care putem... Vă rog să dați drumul la vot. Izabela, să nu votezi. Ok, putem închide votul. 15 voturi pentru, amendamentul a trecut. Domnul Zaharia, aveți o interpelare pe buget? Da, vreau să-l rog pe domnul primar, că ne-a tot, a tot folosit termenul vă reamintesc. Vreau să-i reamintesc că aceste investiții pe care astăzi le susține și le aplaudă sunt bazate atât la DGAPI cât și la... Sunt bazate pe niște acorduri cadru în baza cărora reușește să le facă în continuare, venite de din trecut și care nu i-au mâncat foarte mult timp spre a le pune aplicare, astfel încât azi este doar un beneficiar corect și susținător al unei realizări, a unei realizări din trecut. Vă mulțumesc. Domnule președinte, dacă îmi permite, îmi cer scuze, domnule președinte, săftoi sunt, din păcate am avut un moment în care nu am reușit să votez, votez pentru amendamentul ați votat, trecut, ca ați să votat. Se mențin. Nu, ați votat la amendament. Ok, nu, au pus 15 pentru la... Da. Ok, în cazul ăsta la amendament au pus 15 pentru. Bun. Izabela, poți să repet, să rog? N-am auzit. Îmi retrag votul. Nu votez. Am votat din greșeală. Îmi cer scuze. Ok, o să ține cont. Mai devreme, să nu votezi. Deloc. Să nu votezi deloc. Deci luăm act că doamna Izabela nu a votat, adică și-a manifestat voința în sensul că nu votează și din eroare a apăsat ceva împotrivă, de fapt, nu? Abținere. Nu. Ceva acolo.
Da. Izabela pleacă de lângă calculator. Următoarele două. Domnul Iliescu, vă rog frumos, domnul Iliescu, vă rog frumos. Act în cadrul ședinței că doamna Izabela nu votează. Mulțumim. Mulțumesc. Ok, mulțumesc, doamna secretar. Trecem mai departe să votăm proiectul de buget. Ok, doamna Popescu. Am vorbit de parcările supraetajate. Știu din mandatul trecut, domnule primar, că deja sunt documentațiile făcute. Știu clar. Despre ce parcări supraetajate vorbiți? Cele 5 proiecte, da? Cu cele parcări supraetajate. O să vă rog să mi le transmiteți și okay. O să vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră asupra acestor proiecte, că în acest moment nu mi este clar despre din cele 5 proiecte vorbiți. Vă mulțumesc. Da. Ok, mulțumesc. Aveți deja, v-a răspuns doamna primar, o să vă răspund în scris. Mulțumesc. Ok, trecem la votarea proiectului numărul 2. Vă rog frumos, dați drumul la vot. Izabela nu vota. Cu amendamente cu tot, da? Cu amendamente cu tot, da. Izabela, nici amendamentele nu le vota. Cu eroare. Și cu eroarea materială îndreptată. Ok, avem 15 pentru, puteți să închideți votul. 15 pentru, proiectul a trecut. Vă mulțumim. Trecem mai departe. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al sectorului 2 al municipiului București în anul 2022 pentru activități non-profit în domeniile cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor legii numărul 350/2005, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator Alexandra Elena Chirila. Comisia de Ecologie? Avizul? Aviz favorabil. Învățământ? Comisia de Învățământ? Favorabil, scuze. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Comisia Protecție Socială? Transparență? Favorabil. Bun. Și buget? Aviz favorabil. Mulțumesc. Ok, avem interpelări sau dacă inițiativa Da, bună seara. Ceva? Voiam să prezint un pic programul de anul acesta. Sigur, spuneți. Vă supun acum la vot programul pentru 350. Am păstrat aceleași domenii ca cele de anul trecut. Anul trecut am avut multe proiecte depuse, 56 pentru toate cele 5 domeniile. Am avut o prezență foarte bună pe cultură și pe educație și sperăm că anul acesta vom avea și pe secțiunile de mediu și de sport. Am crescut bugetul per total al programului și avem anul acesta 150.000 de lei pentru suma maximă pentru fiecare pentru proiect, ajungând la o cotă de 750.000 pe domeniu. Au fost proiecte foarte bune pe care le-a cofinanțat primăria sectorului 2 cu foarte mulți beneficiari și sper eu ca anul acesta să avem proiecte și mai bune, competiția să fie și mai puternică și să beneficieze toți cetățenii sectorului 2. Mulțumesc. Aș vrea și eu. Mulțumesc, doamna Chirilă. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, aș vrea și eu să spun câteva vorbe despre. Spuneți, doamna Badam. Mulțumesc. Tot referitor la proiectele finanțate prin granturile pe legea 350, aș vrea să completez ceva la spusele colegii mele, doamna viceprimar Chirilă. Mi se pare că unul dintre domeniile pe care se acordă granturile acestea este mereu un subiect trecut de foarte multe ori la categoria și altele. Niciodată nu e prezentat drept o prioritate de top în discursurile din spațiul public și aici mă refer la domeniul sport, pentru care prin acest proiect sunt alocați 750.000 de lei pentru implementarea a 5 proiecte.
Subliniez lucrul ăsta pentru că, deși și Organizația Mondială a Sănătății recomandă minim 60 de minute de activitate fizică moderată zilnic pentru copii, 30 de minute pentru adulți, doar unul din patru români practică zilnic activitatea fizică moderată. În contextul pandemiei de coronavirus, practicarea exercițiului fizic, cel puțin în echipă sau în compania altor persoane, a fost redusă dramatic, ceea ce ne duce la un cerc vicios. Având în vedere faptul că practicarea regulată a sportului ameliorează starea de sănătate, contribuie la prevenirea bolilor cronice, deci chiar și pragmatic vorbind, e mai ieftin pentru autorități să promoveze mișcarea și practicarea sportului decât să trateze ulterior persoanele care se îmbolnăvesc din diverse cauze, dar și datorită sedentarismului. Noi, în calitate de autoritate locală, putem contribui la creșterea apetitului pentru sport a oamenilor din sectorul 2 și nu numai, ci din București, aș zice. Putem face aceasta prin politici de revitalizare urbană, prin construirea de infrastructură pentru sport, lucruri pe care le-am început deja încă de anul trecut și pe care le avem planificate și pentru anul acesta și probabil că le vom avea și pentru anii viitori. Am văzut și în bugetul pe care tocmai l-am votat. Dar putem să facem asta și prin promovarea implementării de proiecte cu caracter sportiv de către persoane sau asociații care au experiență în domeniu, mai multă decât primăria, de exemplu. Astfel de oameni care să vină în completarea eforturilor primăriei. De ce menționez aspectul ăsta în contextul proiectului de granturi conform legii 350? Pentru că știți că am avut proiectul acesta și anul trecut și deși am alocat atunci jumătate de milion de lei, bani cu care am fi putut finanța 5 proiecte, din păcate pot să vă spun ca membru al Comisiei pentru Sport, am avut foarte puțini participanți, dintre care doar 2 s-au calificat, adică au avut dosarele corespunzătoare și prin urmare cei 2 care s-au calificat au reușit să și implementeze proiectele, care au fost proiecte bune și de succes, doar că nu am dat 300.000 de lei pentru niciun proiect. Așa că profit de faptul că pot să vorbesc public și să fac un apel către toate persoanele fizice sau asociațiile care au experiență pe implementarea de proiecte care încurajează practicarea sportului la orice vârstă, să depună dosare pentru a avea o bază de selecție cât mai mare și, în consecință, cele mai competitive proiecte să câștige și să fie implementate în 2022. Avem 750.000 de lei alocați pentru sport prin bugetul pe care tocmai l-am votat. Haideți să-i punem la treabă anul acesta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Badea. Doamna Pașuc, după care doamna Iliescu. Doamna Badea, pentru retorica pe care ați avut-o, dar vă încurajez să o aveți și în ședința viitoare. Îmi pare rău că ați dezinformat un pic, să știți că sportul și educația au fost în mandatul trecut au avut parte de cele mai multe finanțări și au fost prioritizate tot timpul. Probabil contextul pandemic ne-a dus la o scădere a acestor... Da, vorbește domnul primar cu domnul președinte și atunci... Vă rog frumos. Sportul și educația a fost în sectorul 2, atât pentru domnul primar Toader, cât și pentru domnul viceprimar literă de lege în mandatul pe care l-a avut. Așa că retorica dumneavoastră e slăbuță. Domnule Ilescu, vă rog. Da, apreciem acest... Păi, stai să vorbim și... Apreciem acest proiect de hotărâre. Sigur că PSD-ul va vota acest proiect de hotărâre privind activitățile non-profit din domeniile cultură, culte și sport. Dar aici sper să nu meargă banii din sport. Știu că în mandatul trecut erau câțiva domni de la USR care tot erau atârnători pe aici, pe la primărie, prin Consiliul Local și care tot făceau proiecte. Sper că acești bani să nu fie pentru ONG-urile useriste, mă refer la sport. Știu, dumneavoastră sperați să fie pentru ONG-urile PSD-iste. La ce anume? Înțeleg că dumneavoastră sperați să fie pentru ONG-urile PSD-iste. Sunt pentru toate ONG-urile care pot să facă proiecte bune. Domnule primar, sper ca acești bani să fie distribuiți corect către toate ONG-urile care se ocupă
de sport. Asta am spus. Deci nu vă garantez că așa se va întâmpla. De USR sau de PSD. Aici vorbim de oameni dedicați sportului. Eu am făcut sport în această viață și... Ok, am înțeles. Vă răspund, domnule primar. Mulțumim. Domnule Zaharia? Da, domnule președinte, vă mulțumesc. Vis-a-vis de acest subiect vreau să atrag atenția asupra două aspecte. Unu, nu știu dacă vă amintiți sau cum veți nega și acest lucru, grupul PSD și niciun reprezentant din grupul PSD nu a fost în comisiile de evaluare și de atribuire ale proiectelor pe 350. Asta unul la mână. E de muncă. Doi, nu doamna, ne-ați exclus cum ne excludeți din toate abordările. Nu fiți obraznică. Vă rog să aveți grijă cum vorbiți. Ați refuzat să participați în comisii. Vă rog frumos să cereți cuvântul și vorbiți după aia. Vă rog să continuați. Asta încerc, domnule președinte, dar nu prea se poate. Asta e problema. Doamna Badea, data viitoare, vă rog frumos să cereți cuvântul. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, pentru atenție. Vreau să vă întreb totodată, întrucât noi nu am fost în aceste comisii, am vrea să ni se furnizeze măcar un raport al rezultatelor în ceea ce s-au atribuit și cum au decurs acele proiecte. Nu avem nici măcar acest lucru. Vreau să știm și noi dacă tot am fost privați prin prezență și prin a ne da cu părerea vis-a-vis de atribuirea proiectelor, măcar ce s-a ales din munca dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, doamnă primar. Foarte, foarte scurt. Dacă mi-amintesc eu bine, PSD a refuzat să fie parte din acele... Ei au spus că, nu știu, ați spus data trecută că refuzați, că nu vi s-au, nu știu ce, de ce ați refuzat. Vă amintiți prost, dacă continuați ideea. Apropo de aceste proiecte, au fost niște proiecte care, din punctul meu de vedere, au fost foarte bune. O să o las pe doamna viceprimar, fiind proiectul dumneai ei, să le prezinte în detaliu, dar eu țin minte că am participat la cel puțin 3 astfel de proiecte. Unul s-a numit Kinodisea, poate știți, a fost o proiecție de film de desen animat în Parcul Plumbuita, în care practic lumea s-a călcat în picioare să-l vadă. A fost fabulos, au fost oameni din tot sectorul 2, cred că au venit și din alte părți și s-au uitat părinții copii la cele mai bune filme de desene animate. De asemenea, eu am participat la un proiect care cred că se numea Păcală și mașina timpului, care a fost o piesă de teatru produsă de la zero de copii din școlile sectorului 2 și am mai participat la un proiect, dar nu mi-l amintesc chiar acum, dar o să-mi amintesc. Vă zic, sunt niște proiecte foarte bune, unele merg mai bine, altele merg mai rău, dar sunt proiecte foarte bune. Mi-au plăcut foarte multe proiecte care s-au desfășurat în sectorul 2 prin intermediul acestui mecanism. Și cred că sectorul 2 este un sector mai câștigat cu existența acestor granturi. Din păcate, pentru că nu am avut mecanismul acela care să permită redistribuirea de fonduri între cele 5 categorii, au rămas fonduri neutilizate anul trecut, anumite categorii nu au aplicat suficiente ONG-uri. Anul acesta sperăm să propunem un mecanism mai bun. Mi-am amintit și de celălalt proiect, nu mai țin minte exact numele, dar era vorba de un proiect despre prezentarea tuturor țărilor în școli. Un proiect făcut pentru copii de vârste mici. De asemenea, un proiect la care fetița mea cea mare s-a uitat cu mare plăcere și l-a urmărit foarte implicată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Doamna Chirilă, dacă... Dreptul la replică, domnule președinte, după care îi cedez cu respect. Ok, vă rog frumos, foarte scurt. Vă rog. Foarte scurt, domnule președinte. Domnule primar, nu știu dacă mă înțelegeți sau continuați la nesfârșit să deformați ceea ce vă solicit. Eu am solicitat un raport în baza acestor proiecte. Ce s-a făcut, ce s-a cheltuit, nu unde ați făcut dumneavoastră băi de mulțime și unde v-ați dus fica cu tot respectul. Nu ceea ce ați construit dumneavoastră ca și aservire politică, ci pe ce s-au dus banii cetățenilor. Doar despre asta era vorba. Vă mulțumesc mult!
Nu a fost nicio aservire politică și încă o dată pot să dau cuvântul doamnei viceprimar să prezinte acest raport care există. Nu, mulțumesc, despre asta era vorba. La noi nu ajung niciodată, nici raport, nici rapoarte de activitate, nici absolut nimic nu ajung. Ok, mulțumesc, doamna Zaharia. Doamna Chirilă, dacă doriți să ne... Da. Mulțumesc frumos. Am avut 56 de proiecte depuse anul trecut pe programul de 350. Au fost cele mai multe proiecte depuse de când a început primăria sectorului 2 să aibă acest program. Am finanțat un total de 17 proiecte. Într-adevăr, secțiunile de mediu și de sport au avut fiecare dintre ele câte 4 proiecte depuse, dar la fiecare secțiune 2 depășiseră termenul și atunci au rămas 2 care au trecut prin comisiile respective. Din cauza faptului că nu am putut redistribui de la o secțiune la cealaltă, au rămas 600.000 de lei nealocați. Lucru pe care dorim să-l îndreptăm anul acesta prin regulament care este în dezbatere publică acum și vă invit să îl citiți și eventual dacă aveți sugestii să le trimiteți și dumneavoastră și cetățenii care sunt interesați. Avut contractați aproximativ 1.600.000 de lei, din care au fost plătiți 1.300.000. Deci acestea au fost cheltuielile eligibile pentru cele 17 proiecte finanțate. Pe lângă cele menționate de domnul primar, au mai fost proiecte pe educație a Asociației de Robotică de la Colegiul Național Mihai Viteazu, cei care au și premii internaționale și a fost chiar o foarte mare bucurie și pentru noi și pentru ei că am putut să îi susținem prin acest program de granturi. Am mai fost chiar la secțiunea sport un proiect Streetball to School, foarte popular, un campionat de basket 1-1, care s-a desfășurat la școala 307. Au fost piese de teatru, au fost pe social proiecte care au ajutat la integrarea beneficiarilor din categorii vulnerabile. Au fost foarte multe proiecte, au fost contractele de atribuire, de altfel, au fost prezentate pe site-ul primăriei în momentul în care s-a terminat perioada de selecție. Și cam asta ar fi. Mulțumesc. Ok, mulțumesc, doamna Chirila. Să trecem la votarea proiectului. Domnule președinte, întrebarea rămâne. Primim acel raport cu sumele sau doar o enunțare a proiectelor? Vă mulțumesc. Da, vă putem trimite un raport cu sumele, nicio problemă. Vă mulțumesc mult, stimată doamnă. Ok, mulțumesc și eu. Vă rog frumos să dăm drumul la vot pentru proiectul numărul 3. Vă rog să votați. Ok, cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. Ok, votul meu a fost pentru. 26 pentru. Trecem mai departe, proiectul numărul 4. Bun, proiect numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului cultural educativ Pantelimon 301, inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Comisia de buget, avizul vă rog. Aviz favorabil. Învățământ, aviz? Favorabil. Mulțumesc. Transparență, avizul? Favorabil. Mulțumesc. Juridică, avizul? Aviz favorabil. Mulțumesc. Protecție socială, avizul vă rog? Favorabil. Protecție socială? Favorabil. Mulțumesc. Dacă nu aveți interpelări, să dăm drumul la vot pentru proiectul numărul 4, vă rog. Domnul Albu? Domnul Văspuș? Doamna Pașuc?
Ok, mulțumesc. Cu 26 de voturi pentru proiectul a trecut. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Local Sector 2, numărul 41 din 2001, privind transmiterea în folosință gratuită a unor imobile către Direcția Venituri Buget Local Sector 2, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, Radu Nicolae Mihaiu, primar sectorului 2. Avizele, vă rog, Comisia Juridică? Comisia Juridică? Aviz favorabil. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia de Administrare a Patrimoniului? Aviz favorabil. Și ecologică? Mulțumesc. Plus părinții, nu te dați drumul la vot. Da, așa, du-te, bă, intră în el, bă, fă. Și cred că toți visează să ajungă Hagi. Păi, cineva și-a uitat microfonul deschis. Domnul Săftoiu, cred că aveți microfonul. Doamna Anda Badea, domnul Pellegrini, Adrian Costache, vă rog să votați. Doamna Nicuță Enache. Domnul Costache. Vot pentru. Domnul Costache, vă rog să votați. Vot pentru. Am votat, dar cred că nu apare. Domnul Costache. Am votat, vot pentru, dar nu apare. Ok, atunci închideți votul. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. Trecem acum la ordinea de zi suplimentară. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea hotărârii Consiliului Local Sector 2, numărul 128 din 2017, privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin HL Sector 2, numărul 301 din 2021. Inițiator, Radu Nicolae Mihaiu. La Comisia Juridică? Aviz favorabil. Nu s-a luat. Și la Protecție Socială? La proiectul numărul 6? Favorabil. Ok. Dacă nu sunt interpelor, vă rog frumos să votați. Vă mulțumesc, cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. Ok, vă mulțumesc pentru această primă ședință ca președinte și declar ședința închisă. Această ședință înainte lungă. Închidem, aș fi vrut și eu să spun. Rezultatele pentru legea 350 s-au transmis către publicare, vor fi făcute publice. Deci nu doar către consilieri, ci vor fi făcute publice pentru toată lumea. Care joacă brațele și vânătoare, face joacă handball. Thank you.